Săptămâni, cred că o lună de zile, cu acest deziderat de a reuși să dăm importanță mai mult decât are zona de munte a județului Bacău, să creăm o entitate de sine stătătoare pentru locuitorii spațiului montan și submontan. La Poalele Nemirei, cred că a venit momentul, a sosit clipa când putem să coagulăm toate forțele pentru a dezvolta parteneriate, proiecte, pentru, la urma urmei, traiul de zi cu zi al locuitorului spațiului de munte. Așa cum știți, în România, Forumul Montan Român reprezintă o entitate, un demers asumat de domnul academician profesorul dr. Radu Rei, căruia permiteți-mi să-i mulțumesc, în primul rând, pentru faptul de a venim în mijlocul inițiativei noastre și nu numai dumnealui, cât și echipei, cât și tuturor celor care au contribuit pentru dezvoltarea zonei de munte. Dacă trecut vorbeam de zona de munte ca o zonă, să spun, ca și celelalte de podiș sau de câmpie la nivelul țării, astăzi zona de munte se bucură mai mult ca niciodată de importantă. Și de ce? Pentru că permiteți să directorul general al Agenției pentru Zona Montană și este cel care a creat și care a consolidat foarte bine un forum montan, filiala Neamț, care are un renume nu numai în regiunea noastră, cât și la nivel național. Permiteți-mi să prezint pe domnul Marius Gheorghiță, vicepreședintele Consiliului Județean, un partener în acest demers, atât domnia sa, cât și președintele domnul Sorin Brașoveanu, s-au asumat faptul că avem nevoie, pentru zona de munte a județului Bacău, de oportunități noi, de perspective, pentru a consolida această zonă. Mulțumesc încă o dată. Permiteți să îl prezint pe domnul Sorin Ailoane, domnul subprefect al județului Bacău. Domnul Ilerin, scuzați, dau un miel de Paște.
care reprezintă o instituție a prefectului și care a fost, să spun, ca model din punct de vedere al tuturor organismelor sau autorităților locale să contribuie la dezvoltarea zonei de munte. Nu în ultimul rând, aș vrea să prezint pe domnul primar Toma Constantin. Casa noastră, scuze aici, și este cel care, când a inițiat acest demers, a fost primul care a spus, în sfârșit, zona de munte are nevoie de așa ceva. Îi mulțumesc încă o dată, domnului primar. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor care reprezentați unități administrativ-teritoriale, comune, orașe, cei care reprezentați antreprenoriatul rural, inițiativa locală și tuturor celor care efectiv munciți în zona de munte, a fermierilor, sau mai bine zis, mie îmi place să spun mereu a țăranului. Țăranul român, cel care s-a identificat cu zona de munte, și care, în opinia locuitorilor zonei de munte, reprezintă un ultimul element de siguranță și de identitate națională. Și eu împărtășesc întru totul această decizie. Cu toate că nu sunt un locuitor al zonei de munte, dar cred și sunt convins că reprezintă un filon pe care avem datoria să-l cuantificăm și să-l mărim din punct de vedere al importanței și al identității noastre. N-aș vrea să spun mai multe lucruri decât că am început acest demers. Vreau să-i mulțumesc cu Ivan în mod special, domnului Vlad Ochiroș, manager de Gal Valea Muntelui și nu știu unde este Vlad. Este pe aici. Pentru că în contextul în care am colaborat în cadrul rețelei naționale de dezvoltare rurală, prin interacțiunile cu galurile, Vlad a fost totdeauna cel mai, să spun, inimos din punct de vedere al importanței și al proiectelor pe care vrea să le dezvolte aceste grupuri de acțiune locală. În același timp, vreau să salut și să-i mulțumesc pentru inițiativă domnului primar a preotesei de la Mănăstirea Cașin, la fel este președintele Gal Valea Trotușului, care a împărtășit această idee și a fost, de la bun început, întru totul convins de reușita acestui demers. N-aș lăsa la sfârșit și, în mod special, vreau să prezint pe domnul profesor Dumitru Cojucaru, care este un simbol, un simbol al entității din punct de vedere al patrimoniului cultural și chiar pot să spun al patrimoniului imaterial. Reprezintă un puternic suflu din partea conceptului de individualizare cu zona de munte. Zona de munte are o mare conotație și rezonanță la nivelul identității noastre ca și locuitori, cum vă spuneam puțin mai devreme. Încă o dată vă mulțumesc pentru acest demers, că ați dat invitație, ați răspuns invitație și că vă alăturați nouă. Ce vrem să facem în acest forum montan pe scurt? Am considerat că astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie să dezvoltăm zona de munte. Bacurul reprezintă unul din județele fruntașe ale Carpaților României, să spun așa. Forumul Montan și-a câștigat notorietatea și dreptul de a se identifica prin elaborarea de politici, politici care sunt împărtășite de autorități locale și mai ales de autoritățile centrale. Și aici mă refer la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și chiar, nu în ultimul rând, Guvernul României. Guvernul României care și-a asumat ca identitate națională și prioritară zona de munte. Așadar, obiectivul nostru este să creăm oportunități pentru locuitorii spațiului montan, atât rural cât și urban, pentru a reuși să creăm plus valoare, fie prin lanțuri scurte alimentare, fie prin dezvoltare de antreprenoriat artizanal meșteșugărit în conceptul dezvoltării zonei de munte și, nu în ultimul rând, de a contribui concret la o formare profesională în zona de munte. Din păcate, astăzi, muntele este din ce în ce mai depopulat, tinerii pleacă, ca de altfel din toată România. Citeam acum câteva zile o statistică a Institutului Național de Statistică, cam aproximativ
6 români părăsesc pe oră România. Era un studiu al unui ONG din București pe tema depopulării, să spun, zonei și rurale și urbane. Din acest punct de vedere, avem nevoie de tine, avem nevoie de inițiativă și avem nevoie de continuitate în zona de munte. Și mai avem nevoie de un lucru. Să îndrumăm pe toți care își desfășoară activitatea în zona montană. Și să creăm oportunități. Oportunități înseamnă parteneriate private, publice, apoi proiecte care sunt finanțate fie direct din partea Comisiei Europene, fie prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cât și prin celelalte proiecte de finanțare care au și contribuție guvernamentală de la bugetul țării, cât și contribuție financiară europeană. N-aș vrea să lungesc mult. Eu vă mulțumesc încă o dată. Am să rog pe ordinea de zi să invit acum la cuvânt pe domnul profesor Cojocaru Dumitru, din punct de vedere al valorificării patrimoniului cultural și nu numai. Vă mulțumesc domnul Radu pentru vorbele frumoase pe care le-ați adresat despre mine. Sper să confirm în timp că ce dumneavoastră ați spus despre mine vor determina o activitate benefică a Forumului Montan. Vă mulțumesc dumneavoastră că astăzi sunteți prezenți la această întâlnire. Este foarte benefică pentru grupul de inițiativă. Noi, în ultima lună, am avut câteva întâlniri pentru pregătirea acestui forum. Un grup de inițiativă s-a deplasat la centrul montan de la Natra de Dornei, unde a avut o întâlnire cu domnul doctor, profesor Radu Rei, apoi la Mănăstirea Cașin, o întâlnire cu domnul primar și cu reprezentația comunității locale. Pe 8 septembrie, grupul de inițiative împreună cu reprezentanții din zona de munte l-am întâlnit aici la Șoroimu, iar apoi am făcut o deplasare și l-am întâlnit în teritoriu cu domnii primari, care au fost de-a dreptul încântați de aceste demersuri pentru înființarea Forumului Montan. Desigur că așteptăm în perspectiva înființării Forumului să dezvoltăm zona montană prin ceea ce se cheamă cu tot ceea ce este specifică acestei zone. S-a vorbit despre un produs montan, dar produsul montan nu înseamnă numai un produs alimentar. Produsul montan pentru noi înseamnă și un produs cultural, și un produs educativ, și un produs sportiv, și ceea ce înseamnă și în zonă și educația pentru copii. Avem în zona pe munte un liceu agroindustrial, liceu tehnologic la Ghimiș și va trebui să ne focalizăm pentru desfășurarea cu copiii și cu elevii de acolo a unor activități specifice zonei de munte. Ne gândim și la formarea unui centru de formare profesională, apoi după constituire, realizarea unei reviste, a Forumului Montan, a unui ghid de bune practici. Deci sunt lucruri pe care le putem face împreună cu dumneavoastră. Și-a manifestat intenția de a avea la forum și persoane, personalități care nu sunt neapărat din zona de multe, dar sunt iubitori ale acestei zone. Eu vreau să spun că întâlnirea cu primarul a fost atât de benefică pentru noi, s-au mers de la inițial de la un șor scepticism, dar până la o adeziune totală.
Acest lucru ne dă nouă speranța că vom avea o activitate erotică. Vă mulțumesc! Permiteți-mi și să spun un singur lucru. Vreau să mulțumesc mass media, pentru că la urmă oameni au dat curs invitații și s-au alăturat acestui demers pentru a informa cetățenii și numai cetățenii în județul nostru. Încă o dată vă mulțumim. Aș vrea să adresez acum cuvântul cuiva care să vă reprezinte și dumneavoastră. Domnia sa, din gazda noastră astăzi aici, domnul primar Toma Constantin, care să reprezinte și un punct de vedere al dumneavoastră, al tuturor. Și încă o dată vă mulțumesc că ați dat curs invitații. Vă rog, domnule primar. Mulțumesc, bună ziua. Salut toți invitații prezenți astăzi la Dărmănești. Mă bucur sincer că această întâlnire a avut loc la Dărmănești. E adevărat ce a spus antevorbitorul meu. La prima întâlnire am spus da, sunt de acord ca orașul Dărmănești să facă parte din acest forum, pentru că eu am un crez. Cred că zona montană are resurse nevoimite. Cred că aceste resurse până acum n-au fost puse în comun și n-au fost valorificate la adevăratul potențial. Și mai cred ceva. Dacă noi vom crea oportunități pentru cetățenii din zona montană, fie urban, fie rural, e un mare plus. Așa cum spuneam, salut și colegii primari care sunt în sală. Mă bucur, sper ca aceste întâlniri să aibă rezultate foarte clare. Eu sunt un pic mai tehnic, stabilesc ținte, termene și dacă vom merge pe o, eu știu, o agendă destul de bine stabilită, sunt convins că și rezultatele vor întârzia să apară. Sincer, îmi doresc ca acest forum să își urmeze pașii, îmi doresc să punem resursele, fie financiare, umane, de care, sau de care fiecare unitate administrativă teritorială dispune, în așa fel încât să putem spune, în scurt timp, că aceste întâlniri și-au atins ținta. Îmi doresc foarte mult deschidere, îmi doresc foarte mult transparență, îmi doresc foarte mult cuvântul dat să fie respectat, adică să nu ne întâlnim doar de dorul de a ne vedea și, așa cum am spus, orașul pe care îl reprezint va fi, cu siguranță, nu neapărat un motor în tot ceea ce înseamnă forumul, dar, cu siguranță, va fi o piesă destul de importantă în această fază. Mulțumesc! Salut încă o dată invitații care astăzi sunt prezenți aici și, sincer, vă spun, mi-a pus speranțe mari în acest forum. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Aș vrea să salut prezența domnului primar Protezie, la fel ca și domnul primar Toma, când am venit prima dată la dumneavoastră, a spus, da, cred într-un demers al zonei de munte. Mulțumim încă o dată pentru faptul că ați dat curs invitații. Aș vrea acum să invit la cuvânt pentru scurtea locuțiunii din partea oficialităților publice locale și aș începe cu permisiunea dumneavoastră cu domnul Marius Gabriel Cârghiță, vicepreședintele Consiliului Județean. Vă rog, domnule vicepreședinte. Bună ziua, vă mulțumesc mult. Înainte de toate vreau să transmit salutul domnului președinte Brașoveanu și sprijinul Consiliului Județean Bacău în demersul dumneavoastră pe care astăzi l-ați organizat și, bineînțeles, susținerea și pe viitor a formului montan. În minte mi-a venit acum un citat care spune munții noștri au o poartă și, într-adevăr, zona montană este o zonă care poate să ne aducă un plus valoare. Eu vin din rândul primarilor, din mediul rural și știu ce înseamnă pentru dumneavoastră și cât bate pentru micii întreprinzători de a promova produsele tradiționale, de a pune în valoare plusul pe care îl dă muntele. La munte de obicei se spune că stau oameni așezați, oameni care nu iau decizii pregătite, oameni care fac lucrul să meargă bine. Cred că astăzi aici, împreună cu Consiliul Județean, cu primăriile din zona montană, facem un lucru rapid, un lucru bun pentru toți care
doresc să promoveze muncele, promovează, cum spunea și Antioarii, promovează și sportul, și produsele, și bineînțeles venim în sprijinul celor care îți desfășoară o activitate economică. Încă o dată, vă spun, Consiliul Județean vă va sprijini în tot ce înseamnă acest forum. Dar vreau să mai întâi, poate pot să aflu și răspund, nu am reușit de în 2000 să aflu de ce Comuna Părgărești, care se află în Retân, Bocna și Oituz, nu este în acest forum zona montană. Am întrebat și la guvern, am întrebat și parlamentari, nimeni nu a știut să mă răspundă. Poate dumneavoastră, prin acest forum, o să găsiți o formulă ca și acea zonă, care nu este vale, este tot munte, să fie inclus și voi spune acest demers. Vă mulțumesc, mult succes și tot sprijinul Consiliului Județean. Mulțumim, domnule președinte. Permiteți-mi, dacă sunt de acord și invitații noștri, am să vă răspund punctual la acest la această întrebare a dumneavoastră. Astăzi aici avem toți cei care reprezentăm, atât să spun autoritățile publice locale, cât și parteneri privați. În primul rând, statutari și au fost invitați să devină membri fondatori acestui forum momentan din România, filiala Bacău, toate UAT-urile sau toate comunele, orașele care au peste 1000 de metri altitudine. Așa cum scrie în statutul forumului momentan din România. Categoric, nu înseamnă că celelalte unități administrativ-teritoriale care sunt limitrofe sau care sunt, nu pot să nu facă parte. Sunt invitați, avem ușile deschise și cu siguranță vor da curs invitații și vor veni. Încă o dată vă mulțumesc. Aș invita acum la cuvânt din partea unei autorități publice locale, instituția prefectului, foarte importantă în acest demers, pe domnul subprefect, pe domnul Sorin Aileni. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Instituția prefectului este întotdeauna onorată să participe la astfel de activități și trebuie să vă spun un singur lucru. De obicei, când participăm la evenimente, suntem obișnuiți ca cei care ne invită să fie familiarizați cu numele, cu funcția, cu responsabilitățile instituției respective. După mai multe experiențe de genul acesta, am ajuns la concluzia că e bine dacă nu sunt familiarizați cu aceste lucruri. Asta înseamnă că nu suntem atât de importanți în angrenajul acesta economic. Și acest lucru vrea să spună că statul pe care noi îl reprezentăm ca autorități publice nu are decât să fie un arbitru. El nu trebuie să fie jucător. Sunt sigur că dacă instituția noastră ar fi fost un factor de decizie care să influențeze într-un mod covârșitor acest demers, să vă pună piedică, să vă țină pe loc, probabil ați fi știut foarte multe despre noi. Dar acest lucru, pe de altă parte, ne ajută foarte mult și ne dă o speranță. Și haideți să vă spun de ce avem încredere în dumneavoastră și sperăm că acest demers este unul plin de succes. Dacă vă aduceți aminte, după anii 1990, în presa economică, atât cât era ea în România la vremea aceea, erau aduse tot felul de acuze cu privire la modalitatea în care muncitorii români muncesc. Se spunea că nu sunt productivi. După un timp, s-a revenit și a spus că nu sunt eficace. Adică sunt buni profesioniști, dar nu fac ceea ce trebuie. După aceea, a fost problema că nu avem management performant.
Această idee a fost eliminată când am văzut că sunt diversi conaționali ai noștri în puncte cheie din multinaționale, din organisme internaționale, din tot ceea ce înseamnă managementul important la nivel mondial. Acum, ni se spune că nu știm să ne promovăm sau să ne vindem produsele. Și probabil la o astfel de întrebare răspunde acest forum. Suntem sau nu suntem capabili să arătăm ce putem? Și trebuie să vă spun un lucru. În economie, în sport, în administrație, este ca peste tot în viață. Avem nevoie de acei centimetri. În momentul în care ne propunem să facem ceva și am ajuns un centimetru prea departe. Am ratat. Dacă ne propunem să intervenim undeva și să vorbim cu cineva și nu am fost un centimetru mai aproape, am ratat. Cu alte cuvinte, centimetrii de care avem nevoie sunt peste tot în jurul nostru. La momentul de față, suntem aici pentru că ne-am hotărât că așa nu mai merge. Vrem să ne dăm seama dacă dorim să murim fiecare în parte sau să reușim împreună. Statul nu poate să vă mai ajute. După 1 ianuarie anul 2007 am intrat în Uniunea Europeană și atunci orice putere discreționară pe care ar fi avut-o statul român s-a pierdut. Suntem pază într-o piață unică europeană. Atunci, singurii pe care vă puteți baza sunt cei de lângă dumneavoastră, din dreapta și din stânga. De ce? Pentru că și ei, când vor avea nevoie, trebuie să fie convinși că vor parcurge acei centimetri care le mai trebuie până la reușită alături de dumneavoastră. Și împreună trebuie să știți că atunci când adunați toți acei centimetri, se va face distanța aceea care vă ajută să reușiți. Este diferența dintre eșec și succes. Acum, nu putem noi, de la nivel central, chiar dacă suntem la nivel local cu activitatea, să vă ajutăm. Trebuie să o faceți dumneavoastră. De aceea, noi, la instituția prefectului, vrem să vă îndemnăm să continuați acest model pe care l-ați început astăzi. Am înțeles de la domnul profesor Rei că, de fapt, ceea ce se întâmplă acum este rezultatul unei idei care a rodit în mintea lui de cercetător de aproape 40 de ani. Este mai mult decât am eu ca an de viață. Vă dați seama că ceea ce aveți dumneavoastră în față sunt semințele unei potențiale recolte care va aduce prosperitate pentru toată lumea. Nu trebuie să ratăm aceste ocazii. Indiferent dacă vremea va fi bună sau rea, dacă concurența va fi acerbă sau nu, dacă veți rămâne uniți și dacă, așa cum a zis domnul primar Toma, veți încerca fiecare să vă țineți promisiunile, acest demers va reuși. Noi, de la instituția prefectului, am identificat împreună cu domnul Ochiuleș câteva oportunități unde vă putem ajuta. Vă rog să contați pe ajutorul nostru și vă așteptăm întotdeauna la masa dialogului. Suntem alături de dumneavoastră, vă încurajăm, vă felicităm și ori de câte ori aveți nevoie de noi, găsiți-ne pentru că veți avea ușa deschisă. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Aș dori acum să invit la cuvânt pe cineva care nu mai se venit, ci pe cei care funcționam acum câțiva ani la Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală și inițiam demersuri de teritoriu și organizam conferințe, seminarii, adunări ale experților. Cineva care a creat, cum vă spuneam, Forumul Montan, filiala Neamț, o filială puternică de cadrul Forumului Montan în România,
Am avut ocazia să facem multe evenimente la Radul de Rețele Naționale și nu numai. Cineva care a cercet foarte mult este vorba de domnul director general al ATOM, care reprezintă, să spun, pe lângă domnul profesor academician al ATOM-ului, comunicările de continuitate, de subvenția muncii, de a transmite pe mai departe tuturor celor implicați acest invitat, invitat care a iubit zona de munte. Domnul general al ATOM, vă rog și încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aș vrea să îmi permite să transmit salutul meu, membrilor Presidiului, dumneavoastră, tuturor celor prezenți care v-ați făcut timp să fiți astăzi aici. Am să fiu punctual, pentru că am și un timp destul de scurt și o să vă prezint un punct de vedere privind evenimentul de astăzi. Vreau să felicit grupul de inițiativă pentru modul cum am organizat și vreau să vă spun că cei trei membri cunosc pe domnul Antoche și domnul Vlad Voitoroș. Am cunoscut și pe domnul Cojocarlu și mă bucur pentru asta. Vreau să vă spun că dacă sunt prezenți reprezentanții instituției locale de la nivelul prefecturii a Consiliului Județean și cred că toți primarii din zona de munte, din cei 16, din cele 16 orașe, este o certitudine. Asta este un început și vreau să vă spun că viața acestei organizații, fără sprijinul concret clar al Consiliului Județean, al prefecturii, al direcțiilor agricole de la nivelul județului, nu se poate desfășura cu eficiență. O să vă spună și domnul profesor Adore, care, sigur, despre dânsul, dacă ne apucăm să vorbim, ne trebuie o zi, așa că nu o să spun decât că mă bucur că este asta aici, pentru că sunt o mie de cuvinte de spus pentru dânsul, pentru ce este ce a făcut pentru zona montană a României. Atât pentru început. O să vă spun mai întâi câteva lucruri despre ce înseamnă zona montană din România. Aveți aici, cred că se vede, ce înseamnă munții, adică acoperă 24% din suprafața Pământului, în acest... Să zic că zona de munte este foarte importantă atât la nivel mondial, european și național. Sigur, sunt cifre, unele dintre noastre, posibil ca noastre să le cunoașteți, unele nu. Sigur, din punct de vedere, să zicem, ca reprezentare grafică, cam asta este zona montană a României, aproximativ 30% din suprafața țării, 79.340 de kilometri pătrați, 658 de unități administrative teritoriale, dintre care 81 orașe și municipii. Ceea ce înseamnă că reprezintă 20% din suprafața țării, o populație de 3.200.000 de locuitori, din care 1.700.000 de locuitori în zona rurală a muntelui. Delimitarea zonei montane, cei mai mulți dintre noastre știți, s-a făcut în baza unor reglementări europene. La această dată, în anexa la Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, se regăsește lista unităților administrative teritoriale care fac parte din zona montană. Ce ar fi de spus aici este că momentan în România plus mai multe să zicem, reprezentarea ale zonei montane. Autoritatea de turism are o formă de reprezentare,
Convenția Carpatică merge pe o altă formă și așa mai departe. Noi știm de această problemă și comunele Camogiești și altele care în prima etapă au fost incluse în această organizare administrativă, mai apoi, în a doua etapă, au dispărut, dar cel mai dureros vreau să vă spun că sunt la nivel național 169 de sate, din zone, sate montane, din zone nemontane. E o problemă care ne interesează, care am demarat-o și vrem să o rezolvăm. Sigur că nu este chiar ușor, dar face parte din preocupările noastre viitoare. Aici sunt câteva date care ce înseamnă animale și poate și ca teren arabil este foarte important. În general, zona de munte, din punct de vedere al terenului agricol, trebuie să ne referim în mod deosebit la suprafața de pajiș, care se situează în jurul cifrei de 2.200.000 și special care e compusă din, știți foarte bine, din pășuni și fânețe. Efectivul de animale care a suferit reduceri drastice față de 1989 și față și de 2000. La această dată vor vine de total în Carpații României aproximativ 750.000, o vine 2.200.000 și așa mai departe. Situația actuală a zonei montane noastre o cunoașteți foarte bine. Ea poate fi concretizată pe domenii, dacă vorbim din punct de vedere economic, ferme de subsistență cel mai multe sau ferme care nu au un nivel de dezvoltare, de mecanizare, de bunăstare pentru animale. Din punct de vedere sigur al agroturismul și turismul rural, care se confruntă special cu sau nedezvoltarea lui este datorată lipsei infrastructurii, a căilor de comunicații moderne și, bineînțeles, și celelalte domenii ale vieții sociale care fac ca acești tineri să nu aibă la această dată soluții și nu aleg decât calea părăsirii vieții din zona montană, care nu este o viață destul de ușoară, așa cum bine știți. De popularea zonei montane, bătrânirea populației și, bineînțeles, ne ducem apoi pe domeniul educațional, lipsa școlilor profesionale de profil și de profil montan, discutăm aici, sunt câteva lucruri și foarte multe. Două probleme, o să vă spună domnule, dacă cineva m-ar întreba care sunt cele mai grele probleme ale zonei montane la această dată, și care noi știm. Prețul la lapte și prețul la carne. Asta este durerea numărul unu. Și dacă orice om vă întreb, asta îți spune, ce fac laptele? Nu pot să dau la prețul ăsta și oamenii nu dau. O a doua problemă care este produsul montan, am văzut și pe un logo, pe pixul în această mapă. O să vorbim și în continuare, o să vă vorbească și domnul Rei și ceilalți vorbitori. Produsul montan este șansa noastră, spune în acest logo. Într-adevăr, când ne referim la produsul montan, trebuie să vorbim la produsul montan de calitate, la diversificarea produsului montan, și, bineînțeles, la pețe pe bilanțuri cât mai scurte și, bineînțeles, asocierea. Asocierea este cuvântul de ordine la această dată, stimați colegi, pentru că altfel o să vedeți și dumneavoastră. Nu să reușim să ne realizăm foarte multe din obiectivele noastre, care sunt comune, ale noastre, ale forumului, ale prefecturii, de la urmă, toate instituțiile, de la vârf în jos, trebuie să aibă un singur interes. Să sprijinesc niște date pe județe, pe cele 27 de județe, să știți că au o zonă montană, privind populație, privind
O să intru foarte scurt. Vreau să știți că foarte mulți ani strategia Ministerului Agriculturii nu a avut nimic legat de zona montană. Poate niciun concept, niciun cuvânt. Datorită domnului profesor Adurei, care 40 de ani de viață a dedicat un munte și a dat prin toate formele, o să vă spună dânsul, în ultimul program de guvernare s-a regăsit în adevăr și zona montană. Dar s-a regăsit destul de firav. Acum vreau să știți foarte bine că orice domeniu, dacă l-am luat la nivel național, la nivel de agricultură, economie, sunt câteva lucruri care trebuie, sau trebuie creat un cadru instituțional și care înseamnă un cadru structural, instituții, strategic, programatic, legislativ. Pe zona montană, vreau să știți că această agenție națională a zonei montane, astăzi că se cheamă numai Agenția Zonei Montane, ea vine din de pe timpul din 92, când domnul profesor Adurei era secretar de stat la Ministerul Agriculturii. A fost Comisia Zonei Montane, a fost Comisia Agenția Națională, așa mai departe. Totdeauna ele nu și-au trăit, cu excepția Comisiei, nu și-au trăit viața. A fost înființate, desființate, funcție de guvernare. Agenția Zonei Montane actuală, pe care eu o am fost, să zicem, delegat, nu știu cum să spun, să o înființez, să o organizez, are ca dată mai 2015. Suntem la un an de la înființarea Agenției Zonei Montane. O să vă prezint mai spre final cum cred eu și bineînțeles și în consultanță cu domnul profesor și cu alți factori, cum ar trebui, din punct de vedere structural, să arate Agenția Zonei Montane din România, ca într-adevăr să poată să răspundă realizării nevoilor, problemelor comunității montane pentru creșterea nivelului de bunăstare. Aici înseamnă foarte, foarte mult. Deci, dumneavoastră, din punct de vedere al instituțiilor, bineînțeles, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și finalizat prin Agenția Zonei Montane și, bineînțeles, și alte instituții care își aduc aportul la această activitate. La Vatra Dornei, și iarăși o să menționez datorită domnului profesor Adurei, alături de Agenția Zonei Montane, este singura sau dintre singurele instituții guvernamentale care au sediu în teritoriu, se află Centrul de Economie Montană, din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, se află Federația Agricultorilor de Munte Dorna, Romontana, o asociație neguvernamentală foarte activă și, bineînțeles, Forumul Montan din România. Toate aceste instituții participă la un sistem de colaborare și comunicare în vederea luării tuturor deciziilor și al realizării tuturor, să zicem, problemelor punctuale. Legat de agenție, nu o să mai spun decât faptul că are ca misiune, ca rol, elaborarea cadrului strategic, programatic, legislativ și așa mai departe, cum vă am spus în această dată. Ea a fost înființată în baza unei hotărâri de guvern, 1189, din 2014 și cu o modificare prin hotărârea 511 din 2016. În baza
este hotărât, sunt un număr destul de mare de atribuții, dar ce vreau să știți că la această dată, un document pe care noi luptăm să-l implementăm, sunt orientările strategice naționale pentru dezvoltare durabilă a Carpaților României, aprobate prin memorandum în 2014. Bineînțeles, Programul Național de Dezvoltare Rurală a României. Legat de acest program, o să fac următoarea precizare. Datorită demersului nostru, al domnului profesor, care în timpul mandatului ministrului Constantin și astăzi, în mandatul domnului Radim Eminescu, a fost solicitat și este consilier al ministrului agriculturii pentru zona montană. Acest lucru a făcut și ca noi să putem să reușim anumite lucruri, fără de care aș putea să spun că nu ar fi fost foarte ușor. Programul Național de Dezvoltare Rurală, care ar fi un progres în urma demersului nostru, este prima dată când zona montană are deschise sesiuni distincte pentru zona montană și în jur de aproximativ 30% din suma alocată este alocată zonei montane, iar fermierii, operatorii economici de la montană intră în competiție numai pe suma respectivă, ci numai din zona montană. Vreau să vă spun că înainte de a se aproba Programul Național de Dezvoltare Rurală s-a luptat foarte mult, s-a făcut de demersuri să se ca Programul Național să se ducă și o sumăsură pentru zona montană, așa cum preveau reglementările europene. Cu toate că Comisarul Ciociu la acea dată, Ministrul Daniel Constantin, cu fiecare prelege a spus că zona montană va avea și subprogram montan, s-a lucrat la el, o echipă de specialiști, a fost prezentat public la București și a fost pus pe masa Ministerului, iar în momentul în care s-a dus la Bruxelles, s-a dus fără subprogramul montan. Dar atunci, în acea etapă, nu ne-a mai rămas decât să luptăm să facem demersul ca zona montană să aibă alocare financiară distinctă și pentru sesiunea 2017 ne propunem toate sumăsurile să aibă acel 30% din suma respectivă, aproximativ, să fie alocare distinctă. Partea, să zicem, a fost că agenția s-a înființat după ce programul a fost deschis, derulat și intervenția, să zicem, pe anumite probleme care nu merg bine, a fost foarte, foarte grea. Mai sunt câteva direcții de acțiune, ceea ce am mai spus, care sunt legate de problemele specifice zonei de munte. Sigur, câteva realizări care le pot fi și multe și puține. Am putea spune puține, dar am să vă explic și poate de ce. Supresiunea forului montan din România, care să știți că este singura voce națională prin vocea președintelui, este singurul organism neguvernamental recunoscut la nivel național, european, membru al Asociației Țărilor Munte din Europa, Euromontana, al altor instituții europene. S-a decis ca agenția să fie înființată cu 26 de posturi. 30% din suprafața națională, o zonă defavorizată datorită problemelor care le știți, climatice, de pantă și așa mai departe, cu 26 de oameni. Acești 26 de oameni, vreau să vă spun că nici astăzi încă nu sunt. De ce? Din mai anul trecut am început procesul de declarare și selecție și de aia suntem la 21. Acești oameni au venit treptat, câte unul, câte unul, câte unul. Și nu chiar toți au reușit să fie om potrivit la locul potrivit. Și chiar dacă ar fi fost să fie așa,
cum o să a spus dedicată domnul Rick, îi trebuie fiecare cel puțin un an să înțeleagă cât de cât, să spunem, în sensul adevărat problematica montană. Dar în aceste condiții am făcut tot posibilul, pentru că noi ne-am luptat pe zona Adorna, pe zona Bista, ne-am venit foarte aproape, dar ce facem cu cealaltă zonă? Ce facem cu Carpații, cu României? O să vă prezint în final propunerea noastră din prima zi, când am venit la agenție, împreună cu domnul Reștiu, la toate ministerele, din punct de vedere al organizării unor structuri regionale și apoi pe bazine montane. Bazinele montane, stimați domnul, sunt acele zone de 15-20 de oameni pe un fir de apă, pe o zonă. În general, aproximativ la Natanar sunt vreo 64 de bioari sau bazine montane, unde, într-adevăr, trebuie să coborâm structural cu oameni și cu structuri ca să fim eficienți. Și să putem face legătura și cu OAT-urile, cu inginerii de specialitate de la OAT-uri. O să vă prezint și o să vă spun că niciodată, și Pedro Nici, un director general, nu va putea să-și realizeze cu adevărat rolul, obiectivele și misiunea fără a fi prezent în Carpații Românii fizic, cu oameni buni și de specialitate. Cemontul, o să vă spună domnul profesor, este o instituție foarte importantă, pentru că în viitor tot ceea ce realizăm trebuie să fie pe baze științifice, nu mai putem să mergem numai pe problemele, să spunem, strict tradiționale care noi le știm. ONG-urile reprezintă o componentă activă, o componentă importantă. Și faptul că sunt prezent aici este că suntem interesați. Nu numai că avem o atribuție, trebuie să închid, da? Că avem o atribuție să sprijinim organizațiile neguvernamentale care au obiect, să spunem, muntele. Dar Forumul Montan din România și am fost prezent la toate adunările de constituire a filialelor. Pentru că reprezintă o forță importantă, ele se pot organiza, au statut propriu, pot să depună în proiecte și pot, într-adevăr, să fie active și să realizeze multe, multe produse. Noi, la neamț, am reușit, o să vă adaptate, să vă spun, că am reușit să dezvoltăm relații de colaborare cu provincia Chiribul de Sud, provincia autonomă din Italia, și cu ei am demarat multe proiecte, am mers cu fermierii la cursuri, unde au văzut că în același lapte de carne sau de vacă se pot face 4, 5, 6 produse, ce înseamnă procesul de maturare, ce înseamnă calitatea și așa mai departe. Am mers cu gospodine pentru procesarea fructelor de pădure și am învățat foarte multe lucruri. Sigur, și alte proiecte, adică filiala poate să facă foarte multe lucruri, așa cum și forumul la nivel național face foarte multe lucruri. Aici e o prezentare care poate nu este vizibilă. Am căutat prin toate formele posibile, ca pe sub-măsurile deschise pe zona montană, prin informare, prin deplasare în teritoriu, prin consultanță, fermierii de zona de munte să depună proiecte pe sub-măsurile respective. În primul rând, să se beneficieze de aceste sume și, în al doilea rând, să nu le spună, bine, uite, am alocat bani pe zona de munte și ce ați făcut? Una, că e foarte greu, v-am spus din nou, să fii prezent în toată zona montană, dar în aceste condiții noi ne-am străduit să... Două secunde. Aceasta este o organigramă, ne-a scris foarte bine. Și cu ea, din primele zile,
bine documentată și unde vedeți foarte bine, am prevăzut 6 centre de dezvoltare la nivel de regiuni. Am prevăzut un număr de oficii de dezvoltare montană la nivel de bazine. Și bineînțeles, în urma discuțiilor care le-am avut împreună cu domnul Rei la Ministerul Dezvoltării Regionale, existența la fiecare OAT a unui inginer agricol, indiferent de specialitate, pentru că fermierul, omul, țăranul montan, prima dată când are o problemă, multe se duce la primărie. Atunci primarul, inginerul, după ce vede care e problema, merge la acasă să vadă dacă are condiție, dacă are grajul respectiv, dacă are vite respective ca număr, ca vită rasă și alte lucruri, primite la oficiu. Oficiul este mult, mult mai aproape. Și acolo există, sau ar trebui să existe o structură profesională, cel puțin ne dorim, sau ne-am dorit să fie la nivel de 6 oameni care să existe, zootehnist, agronom, inginer constructor și așa mai departe. O susținem anul ăsta, sigur, a fost foarte greu să aloce postul noi. Ne dorim și sperăm ca noua guvernare să înțeleagă că niciodată nu vom putea realiza misiunea, scopul, dacă nu vom fi foarte aproape de zona montană. Aici, în continuare, o să vedeți, noi am prevăzut și sarcinile foarte clare pentru cei de la structura de la centru, de la oficiu și, bineînțeles, și chiar și de la, și de la comună. Am încercat să fiu sigur cât mai scurt, că sunt foarte mulți vorbitori. Închei cu două lucruri foarte clare. Asocierea e cuvântul de ordine. Nu vom putea să luptăm cu aceste firme de procesare foarte mari, niciodată ei vor stabili piața, prețul sau alte lucruri, dacă nu vom fi uniți. Soluția este, sau ființarea de cooperative, este un lucru demonstrat, ați fost și noastră cu toți în țările europene, am fost și noi. E, o atenție se acordă în ființări de cooperative și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Noi să intervenim în 2017, după cum bine știți, 2017 este anul în care se revizuiește PNDR-ul. Este anul în care și noi am putea spune că suntem la punctul zero, știm exact ce trebuie să facem, am înțeles ce trebuie să facem și vom fi mult, mult mai activi. Doi la mână este acest produs montan despre care se va vorbi foarte mult. Vreau să știți că există reglementări europene și omul care a vorbit prima dată și a folosit cuvântul produs montan în Europa, cel puțin, este domnul Radu Rei, comisarul Cioloș l-a reglementat la nivel european prin mai întâi prin regulamentul 1151 din 2012, unde la două articole, 31 și 32 vorbește de produsul montan, iar regulamentul delegat 655 din 2014 vine și reglementează obligativitatea țărilor membre de a implementa acest regulament privind mențiunea facultativă de produs montan. O nouă schemă. Ministerul Agriculturii, împreună cu Agenția Zonei Montane, a elaborat la această dată hotărârea de guvern 605 privind cadrul instituțional de aplicare a regulamentului și momentan este în lucru spre finalizare un ordin al ministrului privind implementarea acestei hotărâri de guvern. Operatorii economici, de la persoane fizice până la cooperative, nimeni și mai departe, care se vor certifica cu produsul montan, sigur, și vor respecta condițiile respective, vor veni în fața consumatorului cu un produs de calitate, un produs obținut din apă, curat, aer curat, fân și așa mai departe, un produs care trebuie să aibă un preț mai mare
și prin această formă, bineînțeles, fermierul să trăiască mai bine. Cele două lucruri sunt, reprezintă viitorul și indiferent ce facem, unde ajungem cu ferma, cu dezvoltare, în cadrul directorului agricole, județene, să se înființeze compartimente pentru zona montană în coordonarea tehnică și metodologică a agenției. Este hotărârea de guvern, în hotărâre este prevăzut acest lucru, hotărârea de guvern este dată spre aviza la ministere și urmează să luptăm la fiecare județ, acest compartiment să fie mai mare sau mai mic, funcție de ponderea zonei montane în total județ. În acest moment, care s-a întâmplat foarte repede, vom avea oamenii fiecare județ, și vom putea să fim cu adevărat lângă fermieri, lângă comunitățile locale, pentru că problemele sunt foarte multe. Nu am timp să vă spun, am fost pe teren și le-am constatat. Vă mulțumesc din suflet, felicit încă o dată organizatorii și mă bucur că sunt astăzi aici. Mulțumim domnului director general pentru această locuțiune. Aș dori doar o simplă completare să îi spun domnului director că pe lângă toți specialiștii care își desfășoară activitatea în zona de munte și medicii veterinari, să știi că au un rol foarte important. Salut faptul că sunt și mulți mergi în sală, pe lângă celelalte specialități care și-au dus sau și-au adus contribuția în dezvoltarea zonei de muncă. Am să invit acum la cuvânt mentorul, să spun, cel care a dezvoltat conceptul de forum montan în România, domnul academician profesor dr. Radu Rei, pentru a ne împărtăși, să spun, ce viziune și ce scop, pe lângă ceea ce știm noi că ne asumăm să facem cu acest forum montan cu filiala Bacău. Vă rog, domnule profesor. Bună ziua, bine v-am găsit. Am crezut că scap și văd că nu pot scăpa nicicum. Sunt în anul 77 vieții mele. Pentru că sunt de cam de vârstă și pe aici. Am ajuns pe oameni ce ceșoră și pe simțire acolo. De profesie sunt medic veterinar, născut la Anatolia și am profesat majoritatea timpului profesional acolo. Și m-am legat foarte mult și direct de țăranii noștri de munte. Provin într-o familie de intelectuali. Mama mea a fost eleva lui Nicolae Iorga 7 ani de zile la părinte de munte, de prin învățătoare merită. Și am trăit în această educație a performanțe și a iubirii de țară în casa mea. Tatăl meu a fost inginer silvic, a votat titlul de conte, asta ca o variație, dar pe vremurile alea am trebuit să schimb 3 orașe și 3 universități ca să termin o facultate de medicină veterinară. Te scurt așa. M-am trezit cu un reflex de conștiință pe măsură ce am început să înțeleg valoarea crescătorilor de animale de zona de munte în acele timpuri. Și mă refer la anii 1971, când am început să mă interesez. Pe măsură ce am intrat în probleme și veneam cu vreo 3 ani de experiență în sistemul COSTAT, care m-a format și ca economist, eu, cum să vă spun, în naivitate tinereții unui profesionist care vrea să pacă și să se renaște, m-am apucat și am făcut o lucrare, după vreo 3 ani de experiență în munte, în care am arătat câte posibilități ar fi de îmbunătățire a vieții, a producțiilor în zona montană, din arealul care atunci îl puteam acoperi. De atunci, eu am să vă povestesc niște lucruri cu care nu ne vom mai avea poate ocazia să le povestim vreodată. Pentru că, iată că domnul Lazar Latu, care
L-ați auzit, unul vorbește despre zona de vânare, pe care m-am ocupat 5 ani de zile de formarea dumneavoastră. Și uite ce a ieșit. Adică, profesioniști probleme. Și acum, trebuie să vă spun că în acele vremuri era o personalitate, poate, președinte de Consiliu de Stat de Mirgu Odnăraș. Și m-am ocupat și am făcut o lucrare, am trimis-o la Direcția Agricolă, la județeana de partid, la Emil Bocu, după care la Ministerul Agriculturii, a fost splendid, minunat. Nimeni nu mi-a răspuns niciodată nimic. Pentru că toată viziunea mea, în perioada colectivismului general pe politică, era de întărire a proprietății private de zona montană. Asta nu pricepuse tinerețea mea. Adică, în politică, eram pe nivel. Vedeți că, în nivelul ideologului, după a dat o misiune, un destin, și așa s-a fost destinul meu. Eu eram născut așa, luptător. Nu sunt cei dintre oameni asemănători și n-am înțeles ca să dau înapoi. Am eu tot felul de semne, din zonă, din alta, mai lasă-te, mă, nu mai lasă-te, nu face lucrurile, că nu se poate face nimic, așa. Asta e viziunea lor. Încet, am început să fac niște expoziții cu de animale în bazinul lor, care au luat amploare. Nu vă spun cu câtă plăcere au primele din istoria post-belică României care s-a făcut ceva pentru țărare de la mă. Nu vă spun cu câtă dragoste mă priveau oamenii în tăcere. Nu se putea vorbi. La una, o coronare din asta făcută la rata domnului cu 5.000 de oameni prezenți, am simțit acest puls numai parada pe ideile care atunci erau de neconceput. Agroturismul montan. Nu de domnule, dar aveai voie să primești un străin în casă, dar aveai voie să faci nimic. Și vreau să vă spun că dimineață, după eveniment, în curtea casei mele, am un pic de pajiște verde în curtea casei, o surpriză formidabilă. Un docar, vopsit, nu vă spun, dar din cele vechi așa frumoase, că v-ați dat, încărcat cu flori. Și o bucată de carton, cu drag de la noi. Domnule, asta a fost ceva, potrunicesc. Pentru că scosesem în parada aia, atunci toată lumea am dat semnal, am plecat în costume naționale, de la mici până la copii, vă spun, 2 km de parada, cu animale, cu cai, cu foline, cu voci, cu flori, cu arme, cu asta. Eu apucasem și ieșisem prima dată și făcusem un tur în Europa de Est, dar prinsesem un col și am fost și în Austria curat. În Austria văzusem ceea ce viseam pentru țara mea și pentru mulții mei. Pe noi ne mai greu pe nimeni, să știm despre ce vor. Și în dimineață, șeful securității județului Suceava, la mine în birou, zice, trebuie să ne înțelegem că e ultima dată, nu se mai poate. Nu m-a violentat. Ce doamne mi-a dat atenția că conceptul de dezvoltare a României este baza colectivizării și aici era problema capitală. Pentru că exista în planul politic colectivizarea zonelor de munte. Am început să scriu articole în presă. Am avut 19 anchete la primul secretar teribil lui Emil Bocu. 19 anchete. Revista Partner, după ce m-am întâlnit cu Adrian Cornescu și domnul a simțit toată valoarea ideilor care le promovam deja. Lucrare de 300 de pagini, nu era o lucrare ca. Făcusem în toate vacanțele mele și cu concedii luate, așa, cu prieteni, deci, toată zona de munte am străbătut-o, aveam un Fiat 600, că încăteam în el, așa,
și am străbătut-o județ cu județ ca să-mi cunosc țara. Pe drumul, vă dați seama cum erau atunci drumurile, așa, și mi-am cules toate aceste cunoaștere de și noi. Și am putut să fac și diferențele dintre regiuni. Dar problema și capitală era. Când nu vrei să lasă să dezvolte un sector și când ai gândul sinistre pentru cuvântul respectivă, nu îi dai învățământ, nu îi dai cercetare, nu? Nu dai venitele de masă. Nu îi dai posibilitatea de a se dezvolta, de exemplu, nu de mecanizare. Mare prânz era să se fie pe vremea aia niște cositoare, niște asta. Nu, nu. Și am început de într-o altă ceva care pe mine m-a tot păcătorită. Când am început să înțeleg ce e la mijloc. Chestiunea este că tot aparatul politic al celor timpuri, despre zona de munte mai vorbeau. Dar de făcut, nu se facea. Era, de nou, totuși niște avantaje ale timpului care cei care aveți o vârstă le știți. Erau locuri de muncă, multe, așa. Erau anumite drepturi de pensionare, erau anumite produse subvenționate. Pentru învățământ, de asemenea, de simplu, sistemul medical era cu avantaje care nu au mai fost după 1990. Sistemul s-a schimbat. Totuși, ce a fost bun? Era, o să fiți foarte mirați ce vă spun acum, era obligatoriu să crești animale, domnule, și n-aveai voie să tai o vită, domnule. Să spuneți, nu știu ce e bună chestia asta, domnule, adică nu îl lași pe om în libertate, lui să poată să mânci un cagat de arme în curte. Nu din punctul ăsta de vedere. Din drumul singur. Din, da, sigur, m-am auzit. Așa. Așa a fost închișul pe drumul pe aia. E bine. Un singur lucru a fost esențial. Am avut îngășamente organice. Am acoperit cu animale suprafața montană și am avut suficiente îngășamente organice pentru că vă spun un lucru esențial care face parte din cercetările din viața mea. Nu am luat un doctorat, nu mi-a durat 9 ani, ce să fac? Așa se lua doctorat de nevărămea. Cu singura teză de doctorat consacrată în gospodării israeliști. Și există ceva fundamental care ne diferențiază muntele de rest. În primul rând, stratul de sol fertil e foarte soțit. Dacă v-ați uitat pe unde s-au mai trasat pe tunul, trebuie să vedeți că are ori depășește foarte de jos. Asta e tot. Deci are o fertilitate foarte dabilă, care dacă nu are un adaus, un aport continuu, fără întrerupere, el nu-ți mai generează ceea ce s-a câștigat în 2000 sau peste 2000 de ani de păstorie. Nu-ți mai generează polimorfismul floral de calitate. Absența, 6-7 ani de zile am făcut cercetări ulterior, a îngrășămintelor organice de pe frunghețe și despre pășun, generează pedeapsa muntului. Și pedeapsa muntului este resălbăticirea unei flore care a fost câștigată metru cu metru de cel mai prețios factor pe care îl avem în zona montană, țăranul de munte. Dacă nu-l iubiți în țăranul de munte, noi suntem tot niște beneficiari aici. Ei sunt mari. Sărea pământului, datorită lor, se produce hrană, hrănim circa proteine de calitate, circa 3-4 milioane de oameni, încă, și ei se autohrănesc. Și genetic, nu știm unde va pocni până la urmă sistemul de alimentație la care suntem de zonă acum, din vedere genetic. Dar sigur, cu populația montană care încă mai mănâncă majoritatea hranei din gospodăria proprie, își menține ceea ce natura crea și la care omul umblă fără să dea seama câteodată unde va ajunge. Acum, eu am făcut un plan pentru ca să fac o prezentare. Am atât de multe de fac o prezentare, că am făcut 3 zile cu dumneavoastră. Și toate sunt interesante. Dar, deci această problemă capitală a îngrășămintelor organice caracterizează economia agricolă a muntelor. Fără aceste îngrășăminte organice, suntem de nicăieri.
se prăpădesc fenețele părăsirii, se aleg sărbăticește natural cu arăi din plante sălbatice, care îi patează și care ne scot trifoiul, ne scot izeiul de acolo, de unul cuiesc în lupta dintre specii care se dă. Vine mușchiul de pădure, apar mușchiul roaie, apar toate aceste fenomene care sunt un dezastru. Și trebuie să spunem ceva istoric, când s-au cucerit muntelui această floră, totul s-a bazat în primul rând pe oaie. Oaia a fost factorul care, prin pereguța aia mică așa, care e o capsulă, a adus muntelui două elemente. Lusul, lusul de humus și a mai adus ceva care acum mai știu că a fost primul din Europa care a rezistat problema. Fiind încapsulat, are loc o fermentare anaeroba în mâdălimuță. Această fermentare anaeroba e foarte rapidă, pentru că are la sol, are umiditate, dacă nu poate are roba, și are deasupra soare. Deci asta ce vreau fac, umiditate și căldură. Și acum se produce fermentarea aceasta anaerobă, care e rapidă și care duce la putrezire rapidă. Orice lucru pudră este alcalin. E, aici e problema. Toate pământurile de munte sunt acide. Și flora, asta de bună natură, are nevoie de un nivel de aciditate mai mic. Ca să poate că cere cel mai mare. Și din cauza asta, ținerea în frâu aceste stări, de fapt, a fost din continuitate, prin întreruperea ciclurilor de întâlnire cu oilele asupra vețelor. Deci, în momentul în care acest element a dispărut, pentru că fiind putre și fiind alcalin, a atenuat aciditatea solului și a menținut această capacitate. Ei bine, cum să discutăm astăzi, când suntem înspre 60% dispariția efectivelor la ovine, dar pe mine e o altă problemă, dar e în esență același lucru, dar la gospodăria mică, aia care ne creștea 10, 15 oi, 2-3 pași, da? Dar care ne dădeam îngrijământul organic prin care mențineam floara, suntem în situația de a discuta despre o scădere efectivă de oi de peste 85%. 9,85%. Este realitatea sine noastră. Ce fac părintele că au intervenit aici? Incompetența primului. De ce? Hai să ne gândim la ceva. Cât din agricultura României e dependentă de nemunte? Și o să spun clar, în jur de 86%. Ce au produs universitățile din punct de vedere al cunoașterii agriculturii în ultimii 60-70 de ani de zile? Numai specialiști pentru mare agricultură. Care s-a bazat pe ce? Pe biogenii fizici, pe pesticide, pe mare mecanizare, sistem industrial de creștere animală, da? Și acum pe fel de fete intervenții de ordine genetic în semințe și altele. Și are asta cu muntele. În munte suntem cu civilizația ierbii. În munte, dacă nu avem îngrășăminte organice, nu mai avem nimic. Și muntele nu țipă. Noi suntem neconștientizați. Populația. Nu știu. Pentru că nu avem școlarizare profesională agricolă în țară. Deloc. Păi dumneavoastră știți că eu am făcut studiile la urmă. Am scris o carte. Prima mea carte, care asta a făcut efectiv o situație fundamentală în România, pentru că aici am ce-a scris Adrian Păunescu despre care de asta. Deci, chiar în viitor în Carpați, vă spun, că am inconștient că am scris pe care de asta. Inconștient ce-l roboc. Pentru că m-am întâlnit americanii titlul cu Ceaușescu că la mine l-a dat lui. Dumnezeu. Ce era în lucrul meu? Nu ne dăm seama ce a intrat din cauza asta. Pentru că toată cartea asta spunea, nu politizați muntele. Dezvoltați pe grădea mai chicoară și atunci o să fie producție și o să fie stabilitate. Și aici dădeam soluțiile, argumente, nu cu excese, să spunem așa, declarative sau să provoci revoluție. Nu, cu argumente. Și cartea asta, până la urmă, asta trebuie să o știți de la mine, că a fost punctul de vârf, sacrificiul meu de viață.
mi-a adus o bursă din partea Guvernului Austriei la Universitatea din Innsbruck, din Tirol, Austria. Dumnezeu, am așa ceva pe vremea aia. Era ceva de neconceput. Și m-a adus un ministru, care, în legătură de acestea oameni care mă aflau din umbră, așa au spus, domnule, îi dăm drumul să se ducă, nu se știe când a fost. Și mi-am făcut aceste studii la Universitatea din Innsbruck. Am ajuns acolo să fiu atât de apreciat că mi-am oferit o dublare de bursă guvernator din toate aceste cărți. Această carte, pomenesc că i-a dus-o lui Ceaușescu. Mi-a spus. Peste 100 de articole erau publicate deja în revista Flacăra. Fiecare articol din ăla era o risc. Era o risc. Eu, în vremea aceea, a începutul, nu dădeam seama de riscuri. Mai târziu, nu înțeleg, dar atunci nu. Adică asta a fost o întâmplare, faptul ăsta întâmplare, care a fost să schimbe ceva radical. Și după ce m-am întors acasă, ministrul agriculturii Angelo Miculescu, a zis Angelo Miculescu a fost un mare ministru, nu e nici absolut desăvârșit, pentru că mi-a dat dar a fost dacă nu mă zice. Și la asta a dat, dacă un om deosebit, a dat Cantochi. Pentru că eu am intrat cu el, după m-am auzit, secretar de stat. Așa, și să spun că a fost un om profesionist, un om de un psih, corect, un om așa de țara lui, de asta, corect, nu ceea ce făcea, m-a scrie nici și pe mine, dar atunci și el atunci. Dar, esențial, vă spun acum. În 1981, în luna mai, venesc un telefon aproape disperat de la Adrian Cornescu, care asta noaptea. Și care îmi spune, doctor, zice, e mai. Eu nu înțeleg nimic de ce. Zice, s-a hotărât pentru Comitetul Central, s-a dat decizia pentru colectivizarea zonelor de munte. Am crezut că implică telefonul sau un zis, gadeu. Adică tot ce făcuseră noi pregătirea aceasta ca să se evite, să se aibă alternativă, să nu se întâmple. Era un tip de rezoluție, de tradiție, de spiritualitate, de tot ce aveam noi, până atunci nu se se distrus în mentalul colectiv, rezista să intervenție. În rest, vedem și astăzi rămășițele acelor vremuri, în urmărația valoare din modele care au fost colectivizate. Le vedem cu vedere, dar eu am avut foarte conștient de așa, eram așa pus dintr-un impuls la mult, să nu cedez. Și îmi face o propunere, Adrian Popescu, zice, am avut un mini grup pe care am încercat să vă obținem o audiență la Tovaș. Așa ce știu. Zice, dar nu vă mai putem apăra. Am spus o cală. Deci, de acum înainte, trebuie să vă vedere, dar să vă citați, să avem riscul de ultima parte. Mi-au trebuit 3 secunde ca să facem atât. Pentru că deja, în sufletul meu, crescuse importanța acestei probleme pentru ocupația de la munte. Și acum am fost și foarte bine pregătit. Pentru că întâlnirea ieșirii care am avut, la 2-3 ani, cum se dădea automat atunci, omul care am cu vântură și dormind în îndrecă, care n-am avut niciodată bani ca să se plătesc un hotel, am străbătut toată Europa montană, am străbătut. În 8 ani de zile succesivi. Concedii din astea, mai cu concedii medicale, am spus că e meretic, mă rog, prieteni și m-au ajutat. Și am acceptat. Și vine data de zile, nu este de zile, o tot lumea, da? De în 13 minute revenim momentul. Audiență în sediul Comitetului Central, în cabinetul oficial, putere absolute, față-n față, nu mai dădea la înapoi, nu mai rezista la cale de întors. Consiliul de Economie de Regiție, care a fost mai târziu ministru de Finanțe și am văzut la Paris, un medium pe care a dat de o arată și de o vedere robustă, a fost adăugat de Adrian Comunescu și mi-au aranjat această dar să vă mai trebuie de dumneavoastră. Era decizie o dată în Comitetul General, se lucra la hrăț la Ministerie, se auzise cu 15 județe și începuturi de
de alarmare acumulați de la fizică. Să sunteți mai în vârstă, știți că la un moment dat ăștia de pe care vreau dat foc la autobuze în orașul fizic. Deci se creează o panică generală. Pe climatul ăsta, pe decizie o altă, așa, iată-mă pe mine, venind un specialist acum, a probleme. Dar ce se spune ce așa? Că ați greșit, nu e bine, ce vreți să faceți, o fi consecințe foarte grave, mai bine faceți cum vă spun eu. După ce decizia vă se ia la Nu știu când era Dumnezeu. Când am intrat, m-am votat în jurnale teribilul general Costelnicul, șeful securității. De atunci, care sunteți în vârstă, știți ce era? Unii se temeau, se pronunță și unii se arată. Și iată momentul înainte. Când se depășesc pe ușa s-a deschis, nu mai există punctele, din toate punctele erau pe aia. Am scris la mașina lui, am scris 78 de puncte pe care aș fi putut să le pot dezvolta într-o discuție care ar putea ocazia în care să putem că e o problemă fundamentală și de perspectivă pentru viitor țării noastre până la urmă. Ei bine, am intrat. Atât am avut timp să mă gândesc, cât am pășit pe era un acolo roșu și un fundal, un perete, un statul la Mihai Hriteazul, mare, pe cap, din cărțile de istorie, de cercul mână pe care pe cap. Asta e așa și el, un costumet, rigid, da, rigid și știam că trebuie să mă prezint, m-am prezentat, am spus ce am studiat în viața mea și am spus că în urmă acestor acolo, am considerat că pentru un viitor bun pentru țara noastră, ar fi important ca să vă transmite în sinteză niște concluzii. De maniera asta, poate, adică am fost foarte, cum să vă spun eu, corect în modul de prezentare. Și atunci când am venit în sinteză, am spus așa, aș fi dorit să vă prezint în doctorale. Aș fi dorit. Și am dat locul din memorie, liste. Aveam o mapă cu liste aici, dar nu teste. Nu m-am invitat să se devă loc și asta a fost o chestiune, că nu m-am invitat să se devă loc. Așa. Domnilor, nu numai că n-am invitat un punct, dar m-am verificat că mai lucrezeze 4 puncte în plus. Și atunci am spus, nu știu ce faci, așa, dar te din cum m-am respirat, să-mi spune ce să fac mai departe. Aș fi exact aceste cutile așa. Atunci mi-a mai invitat să-i spune. Domnul, a durat 2 ore de 10 minute. 40 de minute am vorbit mai departe, dar acolo este în față. Și după asta, ce să se întâmplă în viață? Pentru că mi-e întâmplă de loc, o să-i extrem la dușă. Mi-a dat seama, asta nu înțelege, nu i-a spus nimeni, nu de lucruri. Este pe unul. Și am început acum asta, am vedea de ce așa, și atunci am zis, ce valoare considerată are populația de la muntele, pentru economia țării, ce valoare are în caz de război, adică lucrurile astea s-au fost schimbat acolo, pentru că nu era, cum să vă spun eu, nu era nefăcut uniția acolo. Ce valoare are pentru noi, ca națiune, în perspectiva secolului următoare, ca să avem munții de populație și colonii și animale. Și se spune în CV de Unescu că zice că tot la cără cum a venit minune. Ajunge să poți să depozi hrănirea, înceapă să o ție o decizie, pentru că acolo se iau o decizie în 3 secunde. Decizie de cum e, tot e absolută pe caz. Și decizia asupra, dacă mai este de acolo, e un sănătos sau trebuie pentru radiație, cine știe cum mă tot speriau în viață de ce li se poate întâmpla. Trebuia să ai aceasta. Ce se spunea așa este al ordinar, care cred că Dumnezeu mi-a dat, pentru că aveam misiune, pentru că nu înțeleg de ce. Aveam și copii, aveam și copii, aveam și copii.
Și atunci am spus că vreau să-i spun ceva de o calitate deosebită, dar am zis să-i spun să-i cer voi, să nu le pot surprinde. Dar nu mai dacă mi-a trebuit de dumneavoastră. Să-i spun că vreau 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 să-i spun că acești oameni, papa primele alea, care se au autor aici și încă o disipulim și pe lumea vor te divui să veniți de zona de plinire de pe lumea așa. Domnul Dumnezeu nu a spus chestia asta, nu? Adică că poți să te plătoare la nimic, spus, să spuse de tot. Brusc că trebuie să scau, dar nu s-a spunat, a sărit de scau. Și s-a dus nenea, nu s-a așa până la ușa, s-a plimbat de te vor, eu disipulim în ligata de ziua, eu am ligata de pâine, în ziua, asta mi-a vorbit, asta ce este închei. Să trăiește, domnule secretar general, vă mulțumesc pentru că și-a reportat să vă rog de la pace frază, autentică, completă, cu pomul și credință. Mi-a dat mâna și-a mișit. Și-a scăpat. Dar a scăpat, trebuie a făcut. La 6 zile, telefonul direct oficial de la Comitetul General, pe care le-am vizitat, am făcut o toată istorie, astăzi, după anul și-a decis să se trăiască pregătirea pentru socializarea în zonă de pute de faraonii. Nu. Vedeți, istorie, nu mi-aș credea nici o vidiu cum să se realizeze decât așa cum s-a făcut de bun lucru. Poate că v-am ținut în scoasă din context, dar când am avea ocazia ca să știți așa ceva. Și acum, după asta, am simțat la oameni de deschidiza la Semuncană, care v-am trezit o delegație de 11 din directul de regiuni din China, la următoare, regiuni din China. Înțelegeți dumneavoastră, ați văzut la ce vreau, vedeți ce vreau în China, da? Așa. Și în continuare, vedeți doar pe mine, nu se întâmplă să nimic mâine, tot aia făcuse. Așa. M-am lăsat să le mai vei afară, ca să mai le vei informații și să nu le vei avea cărțile de vene viitoare. Asta pentru că vei la tot la 2 ani. Ca ca toată lumea. Bun. O lucră cu existatorul este sinistru. Mă anunță să se vorbim de atunci. De la asociată să fie oameni, cum vor fi o notiție, să fie oameni ce oamenesc, că vine general, nene, care de vene. Băi, ce vor să se mai pământul ăsta de-a dat la data cultura, vedeți? Puteam să se întâmplesc eu, ceea ce ne face de la o gândire tehnică, simplă, mă apropiat la domnule, puteți să vă face atâta agitație? Da. Și am venit, avea voi 2 metri, și spre surprindere mea, vorbea în limba română. Deci vorbea în rabasara mea de origine. Dar cine pusese? Am aflat ulterior. Reprezentantul pentru agricultură a URSS la Washington timp de 10 ani de zile. Gândiți-vă pe cine mi-au trimis. A stat acolo la doamna 3 zile. Am mers cu el la stâne, la gospodărie, am explicat cum gândesc, ce vor cu tare. Și vine o zi la plecare, în care coboară de pe scările de la hotelul Căliman, spre mașină. Domnule, se vine spune, auzi, tovarășule, de cum pricep ceva? De ce nu se fac lucrurile astea pe care le spui dumneavoastră? Am dat și ordine, nu m-am zis, nu știu. Așa, și zic, păi să vorbim cu tovarășul Popu, atenție, cu cine? Așa, păi zic, ce să vă spun? Așa, cum fac ăsta, ești primi secretar și m-am ales cu 19 ani. S-a oprit din drum. Uitați, ăsta e gestul care l-a făcut. Ei, ați avut o pagină de istorie acum. Hai să intrăm acum, să uităm de lucrurile astea. Și am făcut după 90. Pe 7 ianuarie am plecat de la Vatra Dornei cu convingerea că venise momentul. Și cu un mic grup pe care ne cunoșteam înainte, cu multă presiune, dar am constatat că avea un lume bun în țară, nu e adevărat, pentru că lumea pe trenea aceea citea revista Flacăra, nu citea nimeni România, Scânteia, lucrurile astea, Flacăra se citea grozavă. Flacăra era și la ambasade și peste tot remisă. Și sigur că asta a contat foarte mult,
cartea aceasta fusese publicată, publicasem a doua carte, Civilizația Montană, care este un proiect de putere și chiar mă alimentez de el, așa? Și această formă, iată-mă că cu tot curajul, fără să știu ce mă fac, Dumnezeule, ce-a urmat, am reușit să înființez Comisia Zonei Montane din România, care nu la București aveam 105 posturi, și în fiecare județ cu zona de munte am avut câte o direcție, la direcția agricole, cu o medie de 11 specialiști pe domenii, dar eu am gândire holistă. Adică nu doar numai de agricultură, dar și învățământul și cultura era acolo și constructorul era acolo, adică echipă în care se induși dezvoltare. Nimeni nu dezvoltare decât numai cu singură ramură. Și apoi a fost munca aceasta, era zero de punct de vedere al cunoștinței de administrație, că nu am avut să niciodată o funcție ceva direct, undeva de direcție agricolă, ceea ce era un mare handicap pentru mine. În schimb, eram cert, peste tot ce eram în România, de cunoștințe despre zona de munte, de concepte, de creații, de toate astea. Deci avem multe situații, am avut o singură soluție. Ne-am ales oameni apropiați care aveau bune cunoștințe administrative. Doi dintre ei, care unul fusese secretar pe FAO pe lume, Eugen Buciuman, doctorat, luată, regulă, și celălalt, doctor Emil Silva, și care a fost un părintele rasei simental din România și membru Academiei Agricole. E cu oamenii ăștia alături și cu echipa care ne-am format-o, am rezistat 2 ani de zile. Dar în ce conjunctură? În Ministerul Agriculturii erau 2400 de angajați, pașnici și reprezentanți ai mare agricultori socialiste. Și noi veniseră pentru un sector complet diferit, de care fusese complet ignorat. În epicentrul gândirii agricole a României, numele ca o grefă. Adică niciodată n-am avut mai mult de 70 de angajați la București, iar dincolo erau 2400 de legați între ei, prin relație, prin tare. De noi venise să rămână un curat, venea de la munte, de la toată, n-a dat seama ce dificultate uriașă am avut de întâlnit. Plecam acasă, domnule, eram, cum să vă zic, subiect de discuții dintre paznicii de noapte, pentru că mă împingeau cu mașina mea, în vecina mea de Dacii, că nu mai punea baterie, știți, dar plecam pe la 1-2 noapte de acolo. Începând să fac casă. În fine, prima dată am trebuit să-mi instruiesc propriul personal, am făcut asta, apoi am început să ieșim în țară, apoi am început să avem întâlniri regionale și așa mai departe. Și încet, am calificat să am echipă în interior care să știe să vorbească. Am scos iarul viața munților, revista muntele. Am înființat Institutul de Montanologie de la Sibiu, care ce Institut de Montanologie, nu știu ce să pronunțe cuvântul. Și mai am pornit prima dată ideea agroturismului montan de România cu echipa aceea. Și de acolo am plecat de la prima pensiune de la Cozănești, așa, și apoi astăzi vorbim de peste 7.000. Nu ne mai pot opri dezvoltarea, măcar asta. Asta s-a dus, acum a intrat în conștiința generală, toată lumea s-a edificat și în măsura care lucrurile pot să mai fie dezvoltate, ele, e un mare câștig pentru România, că și civilizatorul, nu doar partea economică. Sigur că în 1992 aceste eforturi, nopți prea multe nedormite și griji foarte mari, prea multe, și m-am ales succesiv în aprilie cu primul infarct și apoi în sfârșit de iulie cu al doilea infarct, în care până la urmă am ajuns cu salvarea acasă după 2 luni de internare la nevastă și copii. Asta a fost. Am fost nevoie să demisionez, gata. Așa, după mai puțin de un an de zile, mă solicită, am făcut semne multe, eu ești în Europa, mă solicită Consiliul Europei ca să vin să fac parte dintr-o echipă care construia atunci Carta Europeană a Regiunilor de Munte. Se pregătea primul congres pentru regiunile de munte din istoria Europei, care a avut loc la Chamonix, în Mont Blanc, în 2004, în 17 septembrie. Țin minte că eu mea de naștere și atunci, țin minte de asta. Și după ce am lucrat
cu echipa aia, distinsă echipă, cu singurul din Europa de Est invitat. Am trezit solicitat de Consiliul Europei, era doamna Catalina Mirea, președintă atunci, și cu o invitație foarte specială să fiu de acord ca să lucrez, să fac un proiect pentru întreaga regiune a Munților Carpați. Mare, 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 mare revocare. Face așa ceva. Vreau să vă spun că eu rămăsesem în structură, dar ca și consilier expert la vechea mea instituție, la Comisia de Comunicare de Autonomia, care era secretaria de stat, și am reușit mai izbândit. Pe 31 iulie la București a fost momentul de restituire a proiectului pentru Munții Carpați. Și atunci revin la gaonul de-a fost la domnul Matochi. Era o pauză de liniște, adică ministrul Oman și Apelație și ministrul Oman și Apelație și au o întâlnire de interimat. Și interimatul ăsta a fost făcut de domnul Matochi. Și eram foarte nefericit. Nici un ministru prezent, în Consiliul Europei, Asociația de Operare și Jurul Munților Euromontan, între timp dusese în Comisia ca membru de Euromontan. Așa, deci, întreagă poveste de domnule, ce pot să spun, spune de asta a fost efort, aspirație extraordinară, drumuri, consum, ceva care cine, sigur că aveți responsabilitate, dar știți ce poate să însemne asemenea provocare. Și, domnule, pentru o mare șansă, aflăm, țineți-vă bine, domnul Rei, vine președinte de țări, cu 7 miniștri, dar și eu cu proiectul în Dumnezeu mare. Îl puteam cu mine tot timpul, data făcută. Așa, și am venit cu președinte de Rizu, cu 7 miniștri de Dumnezeu, și din o dată, toată întâlnirea de acolo, la data alta, aspectul totul. Așa, și după asta am primit invitația oficială să revin înapoi la fosta comisie, care între timp o desfințaseră, o făcuseră doar în direcție generală în Ministerul Agriculturii cu 21 de oameni și jumătate din toate structurile județene erau făcute praf. Că lucrurile nu mai merg și ar fi nevoie dacă mai puteți din punct de vedere sanitar. Că vreau să vă spun, eu la ora aceea aveam și la ce și fac. Deci nu eram la o vârstă din asta de mare putere fizică. Știți cum la când ești cu un greu în față și când o viață ți-ai consacrat-o? Am făcut și nebunia mea, dar nu încă o dată lasă-ți copiii la dornă, că era mai aproape Sofia de pe vatra dornă de Păcuși. Și am făcut și așa, sacrificiul familiei mele. Acum am reușit să refac Institutul de Motorologie de la Sibiu, care între timp pusese afectat, și să reconsolideze noua Agenție Națională a Zonei de Muncă, așa la denumire. A urmat prezența mea la Chamonix-Mont-Blanc, în care am prezentat la primul congres la regiunea de munte din istoria Europei planul program pentru Munții Carpați. A fost singura lucrare premiată și am premiul Consiliul Europei pentru această lucrare de vizionalism și de perspectivă. Și am întors de acolo cu această așa un rezultat care noi eram și întrebat, dar când aveam nevoie de imagine bună în țară, ne apropiam de integrare, doream să ne ațeam de rând, mai 12 ani. Și asta a înțeleg foarte mult. Ei, aceasta este o poveste care sper că nu am plictisit, pentru că de atunci încoace am fost când rândit, când adus, de 14 ore au desfințat instituțiile pe care le-am fost înființat cu largul concurs a structurii din Ministerul Agriculturii. Miniștrii care au venit, cu știința lui Tabăr, care era muntean, care să vă spun că erau pe nicăieri în privința cunoașterii problemelor montane. Este o întreagă știință, știința montanologiei. Populația de la munte trăiește nu numai prin agricultorii, trăiește prin plurie activitate. Trăiește din timpul, are o capacitate de imaginație și o capacitate de inovare foarte mare, pentru că dacă pământul, dacă te duci la câmpia, în semințe, totul crește. Aici nu crește nimic, decât iarba. Și aici, din punct de vedere tehnic, universitățile nu au creat pentru munte nimic, deci nu se cunoaște nimic,
școli profesionale pentru specificul agricultură în care am avem până ziua de astăzi, pentru că nu avem nimic. Și învățământul gimnazial din zona de munte nu era adaptat pentru puterea să fie așa cu o fost de detenit. O mare problemă. Nu poți face cu respect la educație. Nu se poate. Educația asta înseamnă specific, care nu e cunoscut. Știți care are analogia? E pe perpetuată situația până ziua de azi. Și o să se întrebați atunci de ce avem nevoie să ne solidarizăm, pentru ca să se punem ordine, să normalizăm situația dată de zona de munte. Pentru că din cauza de acestea. Puterea au venit ce? Au venit sistemul capitalist sălbatic, mai am vrut să facem prima cooperativă cu Germania și Franța, pe care l-a dat la Tonei. Am înființat Federația Agricultorilor de Munte Doamna, unde vrem aici la rezistența noastră colegă, doamna Carmen Cătălână, inginerea care de la început, de la înființare, a fost acolo, a lucrat cu noi, asta și Crișima, singurul greu al țăranului care există în România, așa se cheamă, greu țăran. Și, desigur, sunt deja cu reconocerilor în acolo. Mai departe, a fost lupta pentru menținere afectată tot timpul, structurile care le-am creat de elemente, de sălbătări și au nevoie, care sunt concentrați numai de zone de primire, acolo știu treaba că și a creat sistemul de învățământ. Știu, dar este zona de munte, nu știu, știți care este reacția? Reacția este, cei care totuși au un schimb și un pic de educație mai înaltă, evită, dar cei mai mulți nu le-au adăugat. Ei nu știu, nu recunosc, nu știu și devin adversari. Ne luptăm cu asta și o luptare mereu, pentru că mereu acest 20%-80% se va menține cât va fi România. Asta nu-i speră. De asta e nevoie de legislație care, de asta e nevoie de instituții performante care să facă parte din permanență din Planul Național de Dezvoltare a Țării. Altfel, dumneavoastră, vedeți primari, veniți mulți în zona de munte, știți cum vă confruntați cu exodul de populație? Toți sunteți migranți în toată țara, de împătrânirea populației care ne mai crește animale, câte ne mai rămas. De exemplu, o ieșare de mine, se face putut Ministerul Agriculturii recent, în 2007, a fost stabilirea subvențiilor numai de la 50 de oi în sus. În acest moment a distrus oaia din gospodăria mică, domnule. Pentru că lumea se pierduse, restul mai e de garantat, nu mai ce să facă în situația asta. Crește oile de ceapă, să-și pregătească și astăzi, să-și crească 10 oi. Și în felul ăsta s-a distrus majoritatea efectivului de oi. Cum făceau oamenii? Cum făceau? Ce-au făcut de sute de ani, domnule? Adunau o turme din timpul privare, nu se făceau însemnări și aduceau pace și oamenii și împiriau muntele care trebuia împiriat și pășunau vara pe muntele respectiv, poate de sute de ani. Și se întorceau oameni, luându-și dreptul la rânză, cu măsura oi, cu toată această tehnologie, care ce știu funcționarele din Ministerul Agriculturii, de stradau, palnau, nu o să știe nimic de lucrurile astea. Nici nu știu ce se repete, să se inoveze, să facă propuneri ei, să facă propunere pertinente, dar eu știu dacă nu știu. Mă vedeți pe mine să fac propuneri pentru, eu știu, aeronautică, ce pentru aeronautică, specialistul care tehnologul trebuie să vorbească. Așa, și suntem în această capcană istorică, de care trebuie să ieși. Este mai profitați pentru mai am un pic de putere și mai sunt, pentru ca să putem să solidarizăm muntele, și se înarmasică pentru o luptă cu toate legile democrației. Prin parlamentare care vor veni, prin specialiștii care vor fi, pentru ca să susținem muntele în permanență. Am reușit să creăm anul 2002, anul internațional al muntelui, prima dată la nivel mondial, ONU, a creat o agenda 21 care consacrează zonele de munte în istoria omenirii. Reflexia în Europa a fost crearea parteneriatului montan internațional, din care noi suntem membri. Forumul Montan al României este membru în parteneriatul montan internațional al Organizației Națiunilor Unite și în Asociația Europeană a Munților Euromontan. Deci, noi devenim, dumneavoastră devenim filial, automat se face parte din sistem. Deci, foarte mare, foarte greu. Am fost 8 ani vicepreședintele Organizației Europeană a Munților. Eu am dus prima dată ideea produsului montan. Ei aveau produsul ecologic, produsul organic,
Abbiamo, dar noi abbiamo indossi che base alla fuori di fuori mondiale per pace, la riforma dei vocali, ci vedete che la riflandosa di Nasta, ci stiamo che poi abbiamo un punto, che la pace ce l'ha, ma abbiamo un punto che non è in particolarità. Mosaico è diventato di sostanze minerali, della paura al tanto di medicinale, che poi la volta di dice latte, scicate di aperto su tre ore, in un condizio di zero chimizzare, di acqua con latte d'aereo, per lasciare animali di scala. E viene la stessa servizia. Certo è vero, però siamo a questo primo uomo che aveva per un organismo stereocale di era un modo tanto si chiamava frequentato nel Reo Federale di Colo da Montepetesco, poi si chiamava tutto Colosso Comunità, ma anche se esiste ufficialità del Colosso Comunità. Cara, è venuta tra un 2012. C'è però questa, un pacista di Giambesi, un altro romano, appunto il ministro romani, la Gian Cioros, ha battuto in cui, no, ha avuto corrispondenza con una lui, ci ha potuto in cui prendere il regolamento obbligatorio per il direttore dell'Unione Europea. Immediato, veniamo sollecitati, ci ha detto come stati 10 archivi di Mescu, ci consigliere per tutta la mondo. Archivi di Mescu, copriti sarami del monte di Maglie, di Goia, che non ce le porte le pede. Dice, c'è un amico questo che porta il monte di Goia, c'è rapido. Da, 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 economia, se ne da, 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 cultura montana, se creiamo da, da, mondo da, 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 come Ministero degli Educati, come Ministero Agricoltori, ci formo montagne di Romania che ha iniziato, a un esercizio cinema, dopo due anni di esile, di interventi, ci istruiti, inclusive il Ministero Educati della Liana che è stato durato, un progetto che ho scusato che diceva essere una delle promosse dentro l'Europa d'Est. Organizzare prima l'esercizio scuola professionale di agricoltura montana di storia romanica. Ha lavorato con la curricula, con la laboratorio, con la disinsistere, con la... tutto, tutto, tutto. Ha ottenuto 13-15 milioni di euro. Non mi viene la strada. Ci sono potuto trasferirsi. Ci sono costruite milioni. Ma se c'è come dire la mia. Fine momento di febbraio. Dove... non lo fa. La società della crisi economica è asta la società di questa scuola, asta la scuola, lasciare il corpo, o non è che la faccia comunista da Austria a Torre, che pozzava la Torre, che pozzava la Torre, che si specifica montano, ci ne vede la moglie di loro, se si pensa a chiesto di informare, se si pensa alla plecaccia, ma pensa a soprassetto i problemi di differenziere, porte male, la linea pensa da chi che si spiede di un giorno. Per il meccanismo di carattere, gli stati di politica, tutto, caso non è la stessa, ci sono andato a fare una quantità di paesi, per esempio, se siete finiti, 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 cos'è non c'è la ciasta ora, ma che pensi non è bene successo, da che invece le vorbesce. Cos'è le vorbesce, perché non c'è mistero, in realtà ascolto, ci... ah, ormai insomma. Un singolo con l'importanza per lui. Se è importante, si è venito le mie famiglie. Ci è venito le lui essenziali di famiglie sollevate di questi animali. Ciatoncia. Dice che non è orcano, queste 13 anni di esile, o è amica di gospodaria amica, cioè è in generale, in zona di Munda, o 12 euro per 4 euro, 13 anni.
Nu un joc de ori ca doare. Am amintit cu domnul ministru, e mesușcarat despre treaba asta, că el a făcut la biserică. Așa, noi ce facem? Noi ne-am băgat baremul, în primul rând de la 50 de oi și am nimicit oia anumită din gospodărie, dar am lăsat pe anumășăminte organe și comunitele românesc. În cel mult 10 ani de zile se sărbătășește, dar nu o mai puteam generația de aceste și mentalitățile de astăzi, să mă putem face bogăția în urmă, scola la fărăjele de valoare în urmă. Atât de grav este. Atât de grav este. Atunci o conștientizare a faptului politic de la orice nivel. Pentru normalizarea, cum să vă spun eu, în mod realist, în mod corect, în mod civilizat. Să dăm această specificitate mondană să-și aibă instituțiile necesare. Am lucrat personal mii de ore și sunt autorul clar al legii muncii, a treia legii muncii din Europa, după Italia și Franța. Existem atenție și, până la urmă, din respect față de muncă, mi-am invitat la Parlament, pentru că s-a luat decizia finală. Așa că știam. Dar avem o strategie pentru zona de munte, îmbunătățimele, și avem delimitarea zonei de munte, care eu am lăsat-o cum trebuie, dar mi-au stricat-o cei care au venit după mine. Adică mi-au lăsat 159 de sate, care sunt în comune nemontane, dar ele sunt montane absolut, numai cei de comună nemontane. Și atunci apare discriminarea oamenilor care trăiesc în munte, așa, care nu au mai fost luați în considerare, ci se considerează de ordin administrativ în ordine instanță. Această problemă a presiunii, știți ce se întâmplă unui ministru, cât ar fi de bun el și doritor să face ceva pentru munte? Păi spun eu acum, prin consilier, acum ministru, știu ce se întâmplă acolo. Dacă într-o zi intră 30-40 de oameni pe ușa ministrului, cu planificare, cu liste, cu budare, nu o să găsi în două luni un singur care să vină de la munte. Tot este zona aia la altă, tot se concentrează dincolo, tot urmare, după cum ea n-are margini, influențele sunt mici și se ia ce se iau fondurile, se iau structurile de organizare, adică oamenii astea merg numai în direcția așa. Ori la nivelul județelor dumneavoastră, și ce să mă mai zic de județele care au, unele au peste 80% zonă de munte, cum e Hăghin, sau Maramureș, sau Caraș-Serenin, sau unele de Doara, care au 80% munte. Dar seama acolo ce înseamnă această discriminare, că se naște discriminare, nu? Și atunci avem nevoie ca de aer munte, cu primari, cu consiliile locale, cu parlamentarii care vor avea atribuții la nivelul județelor, să lucrăm împreună în mod solidar, să ne solidarizăm la nivel național. Noi lucrăm cu guvernul, noi lucrăm lucrurile de lucru la Ministerul Agriculturii, nu ieșim în stradă, nu ne-am propus activități de ordine sindicalistă, nu rezolvăm mare lucru cu el. Ne-am nevoit. Și atunci venim creativ. Dar creativ să ajutăm guvernele care se vor socia, să poată să ia cele mai bune măsuri, pentru că această economie se duce prăbușească, să oprim prăbușirea. Și mai ales că depopularea zonei de munte, de către populația tânără, nicăieri în lume nu s-a mai reușit repopulare. Nimeni nu a reușit. Deci, degeaba ne facem iluzii. Tot ce mai putem să facem este ca să ai tineretul care nu există, copiii la școli care nu există, oamenii care au rămas, pentru că în momentul de față, mari crescători de animale sunt oameni cu o medie de vârstă de în jur de 65 de ani. Știți asta, nu sunt povești ce vă spun. Nu există diferențe, dar tot, în toată țara la fel. Dar atunci, iată ce misiune extraordinară aveți și dumneavoastră, ca să folosim acest instrument creat cu greu, care este deja a opta filială pe care avem în țară, unele deja performante, unele toate egal. Noi, așa m-ar bucura, pentru că am văzut aici niște oameni special, cumva, care m-au impresionat prin faptul că eu nu i-am căutat, m-au căutat ei pe mine. Și mi-au venit la Vatra Dornei, unde, nu am spus, am reușit să înființăm în 94 Centrul de Formare și Inovație de Dezvoltare în Carpați, care a dat peste 4.000 de absolvenți până în 2010, când un ministru a zis, dar ce ne trebuie la asta, desfință. Și au desfințat cu peste 4.000 de absolvenți. Gândiți-vă ce crimă! Și eu n-am venit cu șcărie, ministru. Pentru că asta nimic. Ce efort s-a depus? Când privitorul s-a format formatorii pentru specificul montan,
i-am trimis în străinătate, i-am recuperat protea de zile până ei înșiși și-au învățat problematica specificității mondane, în mare parte chiar de la cursanți, de la țăranii care erau în sală. Au fost trebuie de dialog între ei, ca să-și pună la punct ceea ce lipsea din pregătirea profesională, pentru că nu le-a dat universitatea asta. Iar performanța cea mai mare am reușit-o de la inginerii sau specialiștii care erau din urmă montan. Așa repede prindeau tot. Bun. Dacă se scos tot este la primire absolvenția o orfășoară unicat în tot sud este Europei și tu s-o desfințez, gândiți-vă ce-au putut să se facă. Cum am putut să facă, domnule, să sunt oameni care minți criminale, pozitivă, domnule. Irresponsabile, domnule. Am reușit prin Forumul Montan, sprijiniți de Parlamentul European, am ajuns și la președintele Barroso, așa, în perioada comisariatului lui Cioloș, așa, și am reînființat Agenția Zone Montane și, Centru de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpază la Vatra Dornei. Și n-am avut de lucru la solicitarea Academiei Române, deși vârsta mea de acum, mă rog, era o mare problemă dacă mi-a pot să fac față la un asemenea efort, am fost solicitat ca să creez în cadrul Academiei Române prima entitate cu caracter științific care să se consacre zonelor de munte în țări, neavând Academia nimic pentru asta. Iarăși pionerat. Și în pioneratul ăsta mă zbaș acum, dar vreau să vă spun, iară, cu mâna asta și cu mintea asta, așa, am reușit să mergem niște colaboratori, am obținut un proiect de 7 milioane de euro, am avut 3 ani la dispoziție și m-am inaugurat entitatea aceasta, unică în sud-estul Europei, care ne-a vizitat regiunea dumneavoastră, acolo, așa, este absolut o bijuterie, așa, complet dotată și cu o gândire de perspectivă. Și acum mă lupt pentru fiecare jumătate de post. Vedeți-mă, așa e. S-a schimbat conducerea Academiei, oameni noi, vedeți cu alte viziuni, de alte profesii, cum e așa. Și trebuie să rezist în situația asta, ca să ajung ca România să fie number one pentru întreg sud-estul Europei ca cercetare științifică. Pentru unde? Avem relații de colaborare oficiale cu Agenția Zone Montane, cu Federația Agricultorilor de Munte Dorna, adică avem un nucleu de solidarizare în care să ai competențe și capacitate de a putea, de mare capacitate. Și atunci să naște un fel de vadă din ăsta pe care muntenii repede ne punem la punct. Dar ce ne facem de neducem la minister care 80% înseamnă zona altceva, cu totul. Deci din cauza aceasta e nevoie de instituții tale, de legislații tale și de permanenta, cum să vă spun eu, întreținere a pulsului, pentru că se vor schimba mereu guverne, vin oameni noi, oamenii aceștia noi trebuie să știe că nu mai pot să umble decât pozitiv ca să dezvolte o anumită economie, cu probleme sociale speciale și cu ceva cu care vreau să mă închei acest discurs, poate mă ținut prea mult, așa, care se numește dragoste de țară. Dacă asta nu avem, ne întrebăm pentru ce mai suntem pe pământ, care e rostul nostru? Dacă avem. Și dacă creăm acum o unitate și solidarizare, vă rog să vă gândiți ce rol extraordinar veți avea și dumneavoastră pentru ca să nu dispărem de pe hartă. Că dacă pierdem Carpații, amin. Nu avem voie, e un moment extraordinar de grav, extrem de avansat, și atunci trebuie să ne solidarizăm cu toții, să ne facem, să ne naștem, să ne creem în limita în care această economie poate fi dezvoltată. Dar să facem. Și totul merge acum de la valorizarea a ceea ce avem acte normative acum și naționale, a produsului montan de înaltă calitate. Numai că sistemul cooperativ poate rezolva problema, că el permite ca produsul care merge pe piață și valorile care rezultă, banii care rezultă, să se întoarcă nu în mâna câtorva profitori ca acum, ci să se poată redistribui în funcție de cantitate de materie primă predată, lapte, carne, la cei care mult fac acum ele crepate. Dar e altă șansă, am încercat orice fel de... nu mai există, e singur. Adică tot ce face toată Europa de peste 100 de ani. E miliardul ăla, de peste miliard de oameni care sunt în sistemul minimum mondial.
E la noi sigur că interesele încearcă să împiedice și să tulbure mințile oamenilor, să facă să n-aibă încredere. Am înființat primele două, la lungă aici și la Moldovița. Domnul lasă dată lungă. De bine. Și să ne-a luat o zi. Și am înființat. Dar nu vom putea valoriza produsul montan până când o facem cooperativă de gradul 2. Numai aia poate să aibă fabrica ei, abatorul ei, fabrica de produse militare, depozitul ei și de acolo să valorifici produsul montan. Cooperativa pe care o vedem noi, cea occidentală, ea se realizează numai la valorificare, nu la producție, nu mai treabă cu grajdul omului, cu pământul, cu gardul lui, cu tare el rămâne stăpân de el. Deci, aceste mari lucruri, când au înțeles săranii, cu care am putut să vorbim prima dată, nu a fost putea și pentru noi, așa. Era în sală cu 100 jucătări de oameni. 5 ore. Știe că a fost lângă mine. Așa. Doamne, m-au stors, doamne. M-au făcut de numai și gata, m-au obosit cu totul. Întrebări pertinente, dar ei n-aveau răspunsuri. După ce am murit ce și cum, am spus, nu mai pot, sunt gata, așa, mă duc acasă. Dar acum, tot ce am dezbătut atâta, rezultatul. Dacă mâine înființăm o cooperativă, câți vă înscrieți? Mă gândea că o fi vreo 45. Peste 100 de oameni ori am mânată. Ce se poate? Ei nu se dăbriți. Eu vă mulțumesc pentru marele dumneavoastră răbdare, vă invit la Vatra Domnului pe toți ca să veniți în excursii, într-o perioadă organizat, neorganizat, cum doriți, să ne vizitați ca să vedeți totuși ce am putut să punem pe picioare. Și vă urez mult, mult succes! Mulțumim mult, domnule profesor! Aș dori acum pe scurt să-l invit pe Vlad să vă descrie un pic din obiectivele concrete pe care Forumul Montan Filiala Bacău și le va asuma în fața dumneavoastră și nu numai. Și apoi trecem la o sesiune de întrebări și răspunsuri și ne îndreptăm apoi spre final, spre masa de prânz. Te rog, Vlad. Mulțumesc. Bună ziua. Mulțumesc și eu că ați venit cu toții și ați dat curs pozitiv întâlnirii. Într-adevăr, acest forum poate să aibă putere atâta timp cât suntem toți și stăm la aceeași masă și împărtășim un scop comun. Ceea ce nu s-a spus este că acest forum montan este un ONG, în esență, pune la un loc actori interesați din zona montană. Am făcut ceva de versuri pentru a identifica un sediu și le-am spus noi să fie exact la mijlocul distanței din toată zona de munte și anume la comuna Său. Într-adevăr, mai e un beneficiu, că acolo avem și noi sediul Gal Valea Muntelui, dar Consiliul Local a fost de acord să aduce o cameră din școala Straja, unde avem noi sediu, să fie pentru început cel puțin sediu pentru acest forum montan. La acest moment există un grup de inițiativă pentru formarea acestei entități. Lista este deschisă la colegele mele. Cine dorește să se înscrie, atât ca membru, persoană fizică, cât și persoană juridică, poate să o facă acum. Urmează, să zic, până la sfârșitul lunii dorim să depunem actele la judecătorie pentru constituire și cred foarte mult în latura practică a acestei inițiative și anume să identificăm oportunitățile prin care produsul montan de la noi din zonă să poată să iasă din această zonă, să dăm valoare muncii fermiere. Adică, ceea ce au spus și antevorbitorii, prețul la carne și prețul la lapte. Și așa, pe scurt, ca să înțelegeți un pic, sunt 16 localități la momentul de față, pe criteriul de peste 1000 de metri altitudine, poziționare geografică, 4 orașe și 12 comune. Cred că am putea dezvolta și să ne folosim de locația orașelor. Vlad, eu aș dori o secundă să intervin. Să nu credeți cumva că este doar acest criteriu de 1000 de metri condiția esențială pentru a fi membri în Forumul Montan. La urma urmei, Forumul Montan se adresează teritoriului montan și submontan, așa că toate celelalte entități publice locale sunt invitate și, bineînțeles,
ușa este deschisă pentru absolut orice unitate administrativă teritorială. Mulțumesc, Vlad. O să luăm cuvântul specialistului, domnul Radorei, va pusa aici partea. Un răspuns foarte clar. Intră numai zona de munte delimitată oficial, care este delimitată oficial. Restul nu poate... Bun, ca membri fondatori, domn profesor, dar ca membri în forum montan și cu putere de decizie de plină, bineînțeles, putem să invităm. Invitați, da, dar în primul rând muntele trebuie să fie aici reprezentat. Deci, cum am spus, putem face acest demers, cine dorește. Eu cred că ăsta e un instrument util de lucru. Putem să împărtășim experiențe, să fim cu toții la aceeași masă și să luăm ceea ce e mai bun din experiența fiecare. Ca o latură practică a acestei inițiative și să vedeți cam cât suntem din județ, undeva la 113.000, de locuitori sunt pe zona Montana, a județului Bacău, față de tot județul. Deci suntem undeva la vreo, aproape, să zic, 20% din populație trăim în zona Montana. Și mai bine de o treime din județ, ca suprafață, este zona Montana. Eu vreau să vă spun un pic ca și perspectivă. Perspectiva care o avem. O parte dintre cei invitați au mai văzut această prezentare, pentru că eu reprezint grupul de acțiune locale Valea Muntelui. Și în momentul în care noi ne-am făcut ideea de dezvoltare pe zonă, a trebuit să gândim modul în care vom aloca resurse financiare. Și ceea ce vreau să spun, că e nevoie să trecem la un alt nivel, să evoluăm de la simpla vindere a laptelui și a cărnii. Și cum putem face asta? Pe scurt, un exemplu care inspiră cel puțin și face o trecere în revistă a evoluției la nivelul Americii, vorba de afacerea cu gheață, în anii 1800-1900, cum se făcea produsul, cum se obținea gheața? Recoltare, primară. Deci, inovația la acel moment era cai mai mari, sclavi mai mari, mai mulți, un plug ascuțit mai mare, dar tot timpul era o condiție. Trebuia să așteptăm iarna ca să putem să avem apă înghețată, înghețăm, tăiem tot și facem recoltarea gheței. Au mai trecut 30 de ani, a apărut fabrica de gheață. Deja inovația nu mai era mai mare, mai mult, era faptul că am stăpânit tehnologia de a îngheța apa. Și totodată, gheața poate fi livrată cu camionul. Deja a dispărut condiția că suntem limitați de natură, nu mai așteptăm iarna, recoltăm gheața fără limită de sezon. Mai trec încă 30 de ani și apare frigiderul. Deja inovația e că oricine poate să aibă propria fabrică de gheață acasă. Și mai putem îngheța apa? A dispărut aceste întrebări. O putem sau nu putem livra cu camionul? Ce zic eu că se poate învăța de aici? Deci sunt trei etape de evoluție acestei afaceri. Recoltare, fabrică, frigider. Practic, la fiecare etapă au fost niște cunoștințe care puteau fi puse în comun de la o etapă la alta. Dar știți ce a demonstrat istoria? E că nicio persoană implicată la nivel de recoltare, fabrică sau frigider, nu a făcut pasul acesta. Tot timpul au venit alte persoane care s-au ocupat de fabrică și de frigider. Cei care au făcut recoltare au murit. Cei care au făcut fabrică nu au făcut fabrică de frigider. Și atunci apare concluzia că atâta timp cât ne concentrăm pe ceea ce facem, pe munca de zi cu zi și nu pe beneficiu major să îmbunătățim activitatea, e clar că nu putem face acel salt. Deci inovația trebuie să vină de la a face altceva altfel, ca să atingem alte rezultate. De aceea am sintetizat un pic, la momentul de față, cum e situația noastră. Creștem într-adevăr animale, ar trebui să ajungem către producție mai bună și comerț, o piață de desfacere. Produsele trebuie să ajungă la o calitate atestată. Trebuie să facem saltul de la inovație mai mari, mai multe, la produse atestate și să ne concentrăm pe a construi piața de desfacere. Și din punctul meu de vedere, acestea ar fi nivelele.
Trebuie să mergem de la creșterea animalelor către produse artestate și avem aici aceste scheme, produs montan, produs tradițional și schemele europene de atestare, denumire de origine protejată, indicație geografică protejată și mai apoi să ajungem la magazinele proprii și la cei clienți care să vorbească de la sine despre aceste produse. Pentru că un produs de calitate vine cu poveste în spate și o să avem ocazia, o să invităm pe domnul Petru Pan să facă o mică prezentare despre o inițiativă locală care există în teritoriul nostru la Ghimeș, unde s-a făcut un magazin de deocamdată degustare, produse tradiționale, dar oamenii se obișnuiesc cu ideea că pot să vândă ceea ce fac la ei în gospodărie. Și rămâne să stabilim noi acum, la nivel de forum, dacă cine va face pasul ăsta? Creșterea animalelor, cine va merge către produse atestate, cine va merge mai departe către cei clienți militanți. După cum au prezentat alte vorbitori și domnul director Lazar Lato, direcția europeană este către cooperative. Și cooperativele poate n-ar trebui văzute chiar cu atâta reticență. Sunt resurse și informație și dacă le punem pe toate la un loc, cred că putem atinge niște rezultate foarte bune. Astfel că parcursul, deci fermierul, țăran, cel care produce, trebuie să mergem către asociere, personal specializat, produse atestate, apoi o viață stabilă, sigură. O să îi dau cuvântul colegii mele, Andrei Alexandrescu. Noi am identificat o măsură prin care s-ar putea, la nivel de fiecare localitate, să poată fi finanțate niște magazine locale, fixe sau mobile. Cum o să considere acum fiecare localitate? E vorba de un parteneriat care trebuie să implice fermieri, în primul lucru, dar pot fi implicate și ONG-uri, pot fi implicate și societăți comerciale, unități școlare, cabinete medicale, veterinare, inclusiv partenerii publici, pot fi aici incluși. Dacă va fi necesar, noi vrem să ne implicăm, vrem să ieșim din sfera noastră de pentru cele 8 localități, de a implementa strategia noastră pentru zona Valea Muntelui, o să putem să oferim consultanță pentru a încerca accesarea acestor măsuri. De aceea, la plecare, nu ezita să cereți o dată de contact de la Cal Valea Muntelui și putem avansa discuții vis-a-vis de tărirea unei piețe de desfacere la nivelul zonei de munte a județului Bacău. O să mai dureze puțin, 10 minute prezentarea colegii mele, după care o să aveți intervenții fiecare în întrebări pentru membrii noștri din Prezidiu, după care urmează masa de prânz și discuții relaționări libere. Mulțumesc mult! Bună ziua! O să încerc să fiu foarte scurtă. Este vorba despre o posibilitate de finanțare pentru fermieri și pentru asocierea fermierilor cu persoane, entități publice și private care pot să aibă o... care pot să aibă un rol în crearea unei piețe locale sau în crearea unui lanț scurt. Un lanț scurt înseamnă că tăiem și renunțăm la intermediarii care iau produsele de la fermieri, cei care produc, și apoi le vând, adăugându-și prețurilor de transport și alte costuri, și le vând un alt preț consumatorilor finali. Ce vrem noi să vă prezentăm? E o măsură nouă pe programul acesta de finanțare, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. E o măsură care încurajează această asociere. Practic, se oferă sprijin nerambursabil pentru a se înființa parteneriate între fermieri și, cum a spus colegul meu, consilii locale,
specializează, astfel încât să creăm acele piețe locale. Sunt disponibile 100.000 de euro finanțare maximă pentru un astfel de parteneriat, creat din minim 3 membri, din care trebuie să facă parte de minim un fermier și celelalte entități pot să fie persoane publice sau private. Toate trebuie să aibă scopul acesta de a promova un produs sau mai multe și a crea o piață locală. Pe această linie de finanțare, o să vă prezint niște, sunt o serie de diferite selecții, de cheltuieli eligibile, dar vă rog un pic spre final. Să vă arăt cum ar putea fi realizate aceste parteneriate, niște exemple. Un partener poate fi Consiliul Local sau Unitate Școlară, un alt partener poate fi un fermier care este fie persoană fizică, fie este deja constituit într-o formă juridică, ca micro-întreprindere sau întreprindere mică, și un alt partener poate fi un ONG sau Unitate de Alimentație, un agropensiune, un restaurant, sau alte întreprindere care comercializează produse. Vegetale sau animale, deci nu contează tipul fermierului. Ei, un astfel de proiect care să obține de finanțarea maximă de 100.000 de euro, cum am zis noi, pentru asta permite măsura, parteneriatul acesta poate pune la un dospre acești parteneri, pot pune la un loc idei, o idee, deci ca să creeze acel lanț scurt. De exemplu, vă dau un exemplu, a cumpăra o autotronă alimentară. Aveți și în fișa aceea de proiect pe care m-am gândit-o acolo. O autotronă alimentară ar putea lua produsele de la, direct la producător și apoi să le ducă, să ne aducă ele în piețele, în cărbunele locale sau în orașele apropiate. În felul acesta, se dă valoarea adăugată produselor realizate de către mici fermieri și valoarea finală a produsului este mult mai bună și ajunge la consumator direct. Practic, consumatorul știe de unde provine, știe ce cumpără, are o calitate deosebită și plătește un preț corect direct producătorului. O astfel de investiție ar putea fi realizată prin astfel de proiecte, pentru astfel de măsuri de finanțare. Astfel, membrii parteneriatului trebuie să pună împreună o sumă de bani ca să poată achiziționa această autoutilitare, urmând ca jumătate din banii investiției să se primească înapoi. Sunt finanțare europeană. Mai sunt o serie de cheltuieli eligibile pentru acest parteneriat. Practic, pentru a face cunoscut, ca și lanț scurt sau piață locală, trebuie să aveți promovare. Trebuie foarte multă promovare, plan de marketing. Și partea aceasta de promovare este finanțată 100% de către această măsură. Și o sumă foarte mare poate fi alocată strict pentru a face produse de, materiale de promovare pentru a face reclamă la presă, în toate mijloacele media, pentru a participa la târguri, ca să vedeți minim cu producător, chiar cu vreun lanț respectiv, să poată fi promovat. Trebuie să dăm un exemplu producțiunii montane. Dacă se unesc o serie de fermieri din zona montană, împreună cu alte entități, consiliile locale, ONG care se poate ajuta în promovare și alte întreprindere care ar putea să le ajute la acest lanț, inclusiv o agropensiune, acest lanț ar putea fi promovat la nivel local, județean, regional și apoi național prin aceste instrumente de finanțare. Practic, scopul măsurii este de a ajuta pe și pe cei din zona antrană să producă local și să consume produsele locale. Asta ar fi scopul și interesul acestui măsuri.
creat de o anumită rețetă și să, să fie mai promovate și să aibă o valoare, acolo în valoare. Ce se poate obține, de fapt, dacă ați pregătit acum, să invitați noastră de parteneriat, ar fi foarte mari șanse de zona noastră de a obține finanțare. Pentru că nu s-au depus foarte multe proiecte în perioada trecută, nu s-au acoperit alocarea financiară, practic sunt două sesiuni de depunere pe an. Și criteriile de selecție ne permit să obținem un minim de punctaj care să ne asigure cât de cât o șansă mai mare la finanțare. Astfel, dacă ce am avea minim aici în, între noi, ca și unitatea administrativă și fermie, am putea să obținem pentru membrii parteneriatului, dacă facem un parteneriat de minim 3 metri, am obținut un punctaj de 8 puncte. Dacă din componența acestui parteneriat dar face parte măcar 2 fermieri și un consiliu local, de exemplu, sau un ONG, am obține cel puțin 11 puncte. Apoi, dacă ne referim la produse provenite din exploatații situate în zone cu valoare naturală înaltă, adică sunt vreo 32 de localități care fac parte din această, din aceste zone. Astfel am obținut încă 12 puncte. Majoritatea dintre dumneavoastră fac acest parte. Și ar mai fi distanța dintre punctul de producție și punctul de vânzare, astfel urmărind acea cele piețe locale de care v-am spus. Ca să vindem produsele fermierilor, nu la o distanță foarte mare de locul produs, suntem tot local, să avem consumatori locali. Dacă mergem pe 575 de kilometri, am obținut 3 puncte. Și astfel am obținut un punctaj de 34 de puncte, putând astfel să avem o șansă destul de mare spre o finanțare. Sunt o serie de avantaje pentru acest gen de parteneriat. La fermier înseamnă creșterea valorii adăugate, cum am spus mai devreme, pentru că am spus, încurajarea diversificării producției, pentru că ați avea o piață de desfacere mai mare, pot utiliza la menținere un preț competitiv și promovarea la nivel și la nivel mai mare, regional și național. Dacă s-ar implica și partenerii publici, am putea să promovăm mai acest proiect promovat mai mult zona, medializează localitatea la nivel mai mare și creează locuri de muncă. Practic, dacă sprijinim micii producători, creăm și niște locuri de muncă. Iar pentru unitățile de alimentație și agrement, ar putea fi, în primul rând, o promovare, apoi accesul la aceste produse de calitate. Și cunosc trasabilitatea produsului, pot să ofere la rândul lor turiștilor niște produse de calitate și cred și valoare. Asta aveți spus, nu mai am multe lucruri de spus, dar dacă aveți întrebări, datele noastre de contact sunt acolo în fișa aceea de măsură și ne găsiți în localitatea Straja, la serie de Dugan. Mulțumesc! Pe scurt, la acest moment, alocuțiuni de partea celor prezenți, întrebări, răspunsuri, după care ar dori să vedem cine dorește să fie, să facă parte din acest forum oral. Și până la întrebările dumneavoastră, vă prezint un pic grupul de inițiativă. Domnul Radu Antoche, inițiatorul și promotorul acestui instrument de lucru, cu acordul dumneavoastră, să fie pentru început dânsul propus ca și președinte, prin vicepreședinte domnul Dumitru Cojocaru, prin vicepreședinte domnul Petru Pan, domnul Gabriela Preotesi, domnul Toma Constantin și că ne mai trebuie încă 9 persoane care să facă parte din Consiliul Director. După aceea, pentru a putea face constituirea acestei entități, după care se pot face putem face întâlnirile de stabilizare, de funcții, de a avea
documente de lucru și de a merge mai departe. Cred că ar fi corect ca fiecare localitate să propună una, două persoane, tocmai pentru a avea o reprezentare cât se poate de echilibrată. Dacă sunt întrebări în acest moment, cu mare drag, microfonul va fi în sală, pentru cine vrea să punteze câteva chestiuni legate de tot ce s-a prezentat până acum. Mulțumesc! Alexandra? Trebuie să mă întorc, dau cu spate la doră și nu mi se pare normal. În primul rând mă prezint, sunt ordinera Ichimai Vasile, sunt în camerea micului județenii. Și câteva... Aș vrea să punctez câteva lucruri. Ce a spus domnul profesor este foarte adevărat. În primul rând, schimbarea faunei, nu a faunei, a florii pajiștilor, e o problemă. Am lucrat în pajiști, cunosc ce este vorba. Aș vrea să vă spun că muntele, într-adevăr, îmbunătățește calitatea produselor. Înainte de vreme, transportam oile de la Costanul Ardelevan la Arș. Aveam o pășune cu aceleași oi. Într-un fel, era brânza care o țineam în momentul în care produceam laptele din Ardelevan. Alt lapte era în momentul în care oile pășunau pășunele din zona de munte. Pentru demonstrații, cred că e foarte simplu, trebuie să vă spun, sunt nevoare multe, le cunosc problema, știți de ce este vorba, luați un kil de cași pe valea muntelui, luați un kil de cași din zona de câmpie. Diferența o veți face dumneavoastră, net superioare pe zona muntelui. O altă problemă, acetitatea este, o, într-adevăr, o mare problemă pentru toate valele de cultură. În momentul în care nu mai intervenim ce este un profesor cu înrășământ organic, e firesc, flora se schimbă. Noi lucrăm la amenajamentele pastorale, mi-a dat o idee, o să cuprindem în amenajamentele pastorale pe care le facem în zona de munte, obligativitatea de a redescoperi târlinea, în mod special la categoria ovine, asta e apiceu și nu este greu, trebuie să impunem prin amenajamentul pastoral cei care folosesc să execute cădurile. Anul ăsta pe o suprafață mai mică, an de an, beneficiul va fi categoric pentru dumneavoastră. Suntem într-un totul de acord că acest forum trebuie și este bine primit în județul Bacău. Suntem de acord cu organizarea care a prevăzut-o domnul profesor cu acele oficii necesare. Pentru că și noi la Camera Agricolă aveam reprezentat pe Valea Muntelor, aveam 3-4 ingineri, la ora acolo mai am un singur inginer pe Valea Muntelor. Încercăm să facem față cerințelor, dar ca să poată promova, să poată ajunge la informația la nivelul fermierilor, e necesar prezența specialiștilor pe zona respectivă. Vă mulțumesc de suflet, vă doresc succes! Mulțumim mult domnului președinte a Ichimai de la Camera Agricolă Bacău. Bun, doamnelor și domnilor, așa cum spuneam mai devreme, fiecare unitate administrativ-teritorială care va face parte din forumul montan de la Bacău va fi reprezentată. Dumneavoastră veți decide acele persoane sau cine să facă parte. Vom iniția demersul de a înregistra și a depune procedurile legale de înființare a forumului. Apoi, bineînțeles, vom continua cu alegerile propriu-zise pentru a funcționa de deplină, să spun, procedurile. Deci, devin membri, nu primăria, nu consiliu, ci comună. Ea e veșnică, ea e permanent. Restul sunt
oscilante, dar ea trebuie, e montană și trebuie să fie, ea trebuie să fie membra. Aș dori acum să invit la cuvânt pe domnul primar a Preotesei de la o unitate administrativ-tororeană reprezentativă pentru zona de munte și anume Mănăstirea Crașin. Vă rog, domnule primar. Bună ziua, vă salut. V-am găsit. Cuvintele mele de astăzi sunt doar pentru a mulțumi inițiativei și de a vă spune clar și sincer că mă bucur pentru, pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Una dintre întâlnirile pentru nașterea acestei organizații la Cunoștia Mănăstirea Crașin, acum în Sfiel, acum aproximativ o lună de zile. Este clar că bucurându-ne și experiența de domnului profesor reușita va fi de bine, însă așa cum spunea și Nali, nu putem să desprindem omul din multe de sau multe de nou. Identitatea creată, omul munte sau relația creată cu omul munte va trebui să, să rămână veșnică și să ținem în cont de aspectele, în primul rând, așa cred, cele de a proteja muntele, muntele pentru ca muntele să dea omului ce, ce are nevoie. Vă mulțumesc și sunt sigur de, de succesul proiectului. Nu vă mai rețin, deja suntem în organizația. Mulțumim! Bun, astea sunt întrebări dintre dumneavoastră. Vă rog. Așteptând, nu știu, orice fel de sugestii, bineînțeles. Bun, deci am fost foarte explicit, sau cum să zic, lucrurile sunt foarte bine definite. Bun, astea fiind spuse, țin încă o dată să mulțumesc domnului profesor, domnului director general al Agenției pentru Zona Montană și nu numai domniilor lor, cât în primul și în primul rând, dacă permit dumneavoastră, cei care ați preluat această inițiativă de a dezvolta zona de munte și de a crea un, un nume, dacă pot să spun, la nivelul județului și de a ne găsi identitatea cu preocupările și obiceiurile pe care le avem din punct de vedere al dezvoltării zonei de munte. Țin să vă mulțumesc încă o dată. Noi vom parcurge fiecare unitate teritorială administrativă, vom veni la dumneavoastră și vom discuta pe status și pe tot ce înseamnă proceduri pentru a intra în înființare și vom ține cont de toleanțele și solicitările dumneavoastră, bineînțeles. Așadar, ne vom auzi cât de curând, ne vom vedea și vom înainta procedurile pentru a înființa demersul pe care le-am asumat. Vă mulțumim mult și mult succes în activitatea dumneavoastră. Va urma un prânz acum și, bineînțeles, o perioadă de interviuri sau orice fel de sugestii, presa ne va fi alături. Vă mulțumim! E bine, bine, înainte de încheiere, dacă sunteți de acord cu propunerea făcută, ca și pentru început, ca și conducere și echipă de lucru. Dacă sunteți de acord, să facem așa un plec și ridică fiecare mână, da? Pentru a, a porni. Cred că, dacă nu sunt abținere sau împotrivă...